Datorită sprijinului financiar oferit prin granturile Spațiului Economic European și norvegiene, în cadrul proiectului Seeding Enterprising for Tomorrow. Obiectivul acestui proiect este de a crește competitivitatea a cel puțin 100 de întreprinderi sociale din România și implementăm acest proiect în parteneriat cu o organizație din Norvegia, Unicum Activ, în parteneriat cu Ateliere Fără Frontiere, cu Social Finance Association și cu RISE România. Ne bucurăm să avem astăzi alături de noi un adevărat expert în zona de fundraising. Suntem alături de Diana Păiuș. Diana este de peste 14 ani directorul regional al Fundației Serviciilor Sociale Bethany din regiunea Nord-Est. De-a lungul timpului, Diana a coordonat echipe de peste 40 de angajați și a dezvoltat, alături de echipa de fundraising din organizație, numeroase mecanisme de atragere de fonduri din comunitate, cu ajutorul cărora, anual, sute de copii au acces la programe educaționale personalizate, la burse de studiu, la mese calde și terapie individualizată. Mai mult de atât, Fundația Bethany organizează un eveniment de fundraising cunoscut deja la nivel național, este vorba despre balul de la Castel. Așa că astăzi avem ocazia să învățăm din lecțiile Fundației Bethany. Diana, scena virtuală îți aparține. Mulțumesc mult, Elena! Bună ziua tuturor! Mă bucur să vă revăd și sunt încântată să și cunosc oameni noi, pentru că observ aici în micul meu ecran că sunt și oameni din sector cu care am mai lucrat în ONGTECA și în alte proiecte ale Fundației Bethany, așa că vă salut pe toți. Ce zic, Elena, după așa o introducere, n-am niciun fel de presiune la nivel de pentru ziua de astăzi. Mulțumesc mult pentru aprecieri și aș vrea să vă transmit și eu un mesaj de recunoștință pentru că, iată, petreceți aceste 2 ore alături de noi și sper într-o sufletul să fie o investiție potrivită pentru nevoile voastre. Aș începe pentru că timpul nu este chiar un aliat. În 2 ore să vorbești despre fundraising e așa o mega provocare, așa încât o să mergem destul de alert. Aș vrea totuși să știm unii de alții cine cu cine discută astăzi, în întâlnirea de astăzi. Și v-aș ruga doar foarte pe scurt dacă o să puteți să ne spuneți organizația din care faceți parte și dacă ați făcut până acum fundraising sau nu, astfel încât să putem avea așa o idee despre experiența voastră în domeniu și provocările le vom mai discuta pe parcursul întâlnirii. Așadar, numele organizației și dacă organizația voastră sau voi în alte contexte ați implementat vreun mecanism de fundraising. O să mă ajut eu un pic de partea asta de Zoom și o să nominalizez așa ca să putem merge repejor. Mădălina, am văzut că și ridicat mâna. Bună, Mădălina, mă bucur să te revăd. Bună ziua! Mă numesc Iva Mădălina Ionela, sunt din Suceava, lucrez la un centru pentru copii cu dizabilități în județul Suceava. Încă n-am implementat noțiunea de fundraising. Ok, mulțumim, Mădălina, mulțumim. Mai departe, la mine, Simona Matechis, de la Cocoro. Bună, mă bucur să te revăd. Bună, sunt Simona, eu sunt voluntară la Asociația Cocoro Armonie și noi am mai făcut fundraising, să adunăm burse pentru tabere pentru copii, unde să aibă terapie pentru comunicarea a emoțiilor, pentru adolescenți și pensionari. Deci am făcut câteva campanii de fundraising. Super, super. Putem discuta atunci și aplicat. Cosmina Schiau, văd că ai și ridicat mâna. Te rog, Cosmina.
Bună, bună tuturor. Încerc, scuze că sunt cu camera oprită, nu am o conexiune foarte bună la internet și voi fi așa un pic și în deplasare pentru cele 2 ore, dar mă bucur că sunt cu voi. Fac parte din Teach for Romania și sunt în această seară alături de colega mea, Andreea Neagu. Amândouă în echipa de fundraising, Teach for Romania de 10 ani, deci facem fundraising. Și Ticiu face și noi am făcut, dar suntem bucuroase să vă cunoaștem. Vrem să vedem dacă aflăm lucruri noi pe zona aceasta, mecanisme noi de fundraising, mai ales în această incertitudine și perioada aceasta în care s-au vehiculat că se scoate legea sponsorizărilor, nu se scoate. Deci cred că o să fie o discuție foarte faină și mă bucur mult să vă cunosc. Super, Cosmina, mulțumesc mult și binevenit și Andreea, colega Cosmina de la Teach, mă bucur să vă aud. Bun, ia să vedem dacă mai vrea cineva, deja s-au mai schimbat pătrățelele la mine pe ecran, așa că o să las la liber Elena Vasilica. Da, bună, eu sunt Elena Vasilică din Școala de Valori. Suntem un ONG, nu suntem întreprindere socială. Implementăm acum un proiect de fundraising de debit direct cu fundraiseri în stradă. Și de-abia aștept să învăț de la voi multe lucruri. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc, Elena. Mă bucur că ați început să lucrați pe debit direct și pentru noi a fost o experiență interesantă și chiar am niște cifre în seara aceasta scoase proaspăt așa din analiza de date pentru cursul ăsta și sunt curioasă cum o să fie și la voi. Ok. Bun. Cine ar mai vrea să spună câteva cuvinte despre organizație, despre voi, din perspectiva asta de fundraising? Eu m-aș prezenta Te dacă rog. îmi dați voie. Salutare, Dana! Cunosc și eu câteva persoane care sunt pe ecran. Pe această cale chiar vreau să-i salut și să-i mulțumesc Fundației Europene, Fundației alături de voi, că este foarte atentă cu tot ce își ține în comunicare pentru orice temă, de la antreprenoriat social, iată și astăzi avem și fundraising. Mă bucur că mai văd și alte persoane care am auzit de ele. Eu sunt din Chișinău, Moldova, dar Școala de Valori, iată cum s-a prezentat, vreau să spun că foarte des să-i urmăresc ceea ce fac și îmi place ceea ce fac. Chiar am avut un mic așa dialog cu un reprezentant, un membru a Școlii de Valori, Cu Galina. cu Galina, da, fiind în Moldova, am văzut lucruri frumoase ceea ce fac doamnele și pe această cale vreau să vă mulțumesc și să vă felicit, inclusiv și pe dumneavoastră. Mulțumesc, Ceea ce onorat. ține de proiecte și ceea ce ține de fundraising. Eu am fost parte a echipei a unor ONG-uri, da, în care am activat. De nu de mult mi-am deschis și eu ONG-ul meu. Încerc să fac față provocărilor, ele sunt destul de interesante și deosebite de multe ori, dar iată aspectul de fundraising, el pentru noi în Republica Moldova totuși este o temă sau un subiect foarte sensibil și nu prea cunoscut. Pentru mine astăzi va fi o valoare să particip la acest training și să cunosc mai multe detalii sau mai multe aspecte ce își ține domeniul dat. Elena, mersi, Elena Vasiliu, mersi mult pentru invitație. Mulțumim și noi că ești aici. Bun, cine ar mai vrea să spună câteva vorbe? Mi-am alocat, să știți, 20 de minute generoase pentru asta, așa că mai avem puțin timp. Văd că am mai și scris colegi pe chat. Mulțumesc pentru asta. Bună, Florentina, uite, ne revedem și cu ocazia asta. Ok, Alba Iulia. Deci experiențe diverse. Văd și colegi din sector care au aplicat, colegi care sunt la început de drum pe zona aceasta de fundraising, dar au în spate metodă din partea organizației. Ia să vedem ce mai avem așa printre participanții de astăzi. Ok, bun. Dacă nu mai este cineva care să vrea acum să ia cuvântul, e ok, așteptăm și pe parcurs cu experiențele lor și întrebări. Aș vrea să păstrăm întâlnirea cât mai deschisă posibil, astfel încât acolo unde sunt zone de interes pentru voi, să vă rog să ne concentrăm pe ele.
Așa cum vă spuneam, fiind un domeniu destul de larg, am selectat pentru ca informații pentru întâlnirea din seara aceasta acele mecanisme de fundraising pe care le-am implementat noi și avem lecții învățate, astfel încât să putem răspunde, să pot răspunde cât mai concret nevoilor voastre, fie că vorbim despre, nu știu, idei și campanii pe care le-ați implementat și ați vrea să vedeți cum ați putea să le faceți altfel sau mai bine, fie că vorbim despre testare de mecanisme noi și să știți la ce să vă așteptați. Dar o să începem cu începutul și am să vă fac acum un share screen la prezentarea pe care am pregătit-o ca suport informațional pentru discuția din această seară. Spuneam despre fundraising, modulul din seara aceasta este centrat în special pe mecanisme de fundraising și cum, da, pe proces, cum atragem resurse pentru proiectele noastre pe care ne dorim să le implementăm în folosul comunității. M-am gândit că ar fi util, dat fiind faptul că, așa cum s-a văzut și din partea asta de început, avem colegi care au făcut, colegi care n-au făcut, organizații care sunt poate la început de drum pe zona aceasta, să vorbim puțin despre cadrul legal care guvernează zona aceasta de fundraising în România. Tipuri de mecanisme de fundraising, deci să mergem pe concret cu ce fel de instrumente, cu ce fel de mecanisme putem atrage resurse financiare. Apoi să ne uităm pe care sunt factorii care influențează succesul acestor mecanisme și totodată ce investim, pentru că nu putem face nimic fără investiție, nici măcar fundraising. După care să ne uităm cum păstrăm ce am câștigat, da? Cum păstrăm donatorii, fie că vorbim de persoane fizice, fie că vorbim despre companii, persoane juridice, cum îi păstrăm în organizație, dat fiind faptul că facem un efort mare să îi aducem. Și în ultimul rând am păstrat o sesiune de final în care să facem un pic de sharing între noi ca organizații care au făcut anumite campanii sau anumite procese în zona aceasta de fundraising, să vedem ce a funcționat, care sunt lecțiile învățate, ce nu a funcționat, pentru că de cele mai multe ori, cel puțin din experiența mea, învățăm foarte multe din erori și ne ajută și greșelile în dezvoltarea noastră și să putem să le punem pe masă, dat fiind faptul că suntem din același sector, suntem colegi și cred că putem avea o discuție onestă pe toate aceste zone, astfel încât să poate să greșim mai rar și mai puțin, cu un impact mai mic în ceea ce implementăm. Cam asta mi-am propus eu pentru astăzi. Îmi țin pumnii să reușesc să trecem prin toate și să putem avea un timp de calitate împreună. Așa cum m-a prezentat și Elena, experiența mea și tot ce am să vorbesc în această seară este strâns legată de Fundația Serviciilor Sociale Bethany. Este organizația în care mi-am început activitatea acum aproape 20 de ani ca voluntar și în care am crescut și pe care o coordonez de 14 ani. Zona de fundraising a venit ca o nevoie a organizației de a supraviețui într-un context în care acum 10 ani, de când am început noi să facem fundraising, finanțatorii noștri externi care ne-au înființat în România, și anume Bethany Christian Services din Statele Unite, se retrăgeau din Europa și atunci, practic, organizația rămânea descoperită ca resurse financiare. Este un model des întâlnit cumva între organizațiile așa mai vechi, care au fost înființate de către organizații internaționale. Practic, te înființează, îți dă niște fonduri de startup, urmând ca tu apoi să reușești să-ți găsești calea, inclusiv din punct de vedere al resurselor pe care le aduci. Iar Bethany a trecut la acel moment printr-un proces destul de dificil, vă puteți da seama, de a pune cap la cap
nevoile care existau și care există în continuare în comunitate și care de foarte multe ori cresc de la un an la altul, cu resursele care da, erau în scădere la momentul respectiv. Și atunci a început această călătorie a noastră în domeniul atragerii de resurse din comunitate. Vă spuneam că a răspuns la o nevoie și foarte empiric, chiar aș putea spune, neapărat nici la momentul acesta, dar nu există, în afară de colegii de la ARC România, care au lansat de anul trecut o școală de fundraising, nu există, să spunem așa, instituționalizat un domeniu de învățare pentru cum faci lucrul ăsta. Așa că am testat foarte mult, am testat tot felul de mecanisme pe care la momentul respectiv nu știam cum să le încadrăm, cum se numesc, care e strategia. În schimb, ne-am dorit foarte mult să învățăm din testele pe care le-am făcut, să vedem ce funcționează, ce nu funcționează și acolo unde vedeam că există un flicker de speranță, că există potențial, să putem să ne concentrăm, să creștem mecanismul respectiv și să îl eficientizăm. Asta este viziunea cu care am rămas și în prezent. Cred că este foarte important pentru noi, ca organizații neguvernamentale, să ne menținem deschiși spre inovație, să ne menținem deschiși spre testare, să avem curaj și să ne construim, de fapt, acest curaj. Și știți cum e, foamea vine mâncând, așa că de fiecare dată când vedem că există un potențial, deja prindem și alt curaj și alt entuziasm și reușim să mergem mai departe. Desigur, ca ONG, și noi și sunt convinsă că și alții dintre voi, e foarte sănătos să avem un mix de finanțare, iar în cazul nostru, mixul de finanțare cuprinde în special fundraising și surse publice, granturi și subvenții, mai puțină activitate economică, dar acolo unde vorbim de întreprinderi sociale, cred că da, procentele se schimbă în cazul unora dintre voi. Și de asemenea, fără cotizații ale membrilor, pentru că acestea sunt valabile în zona de asociații. Noi suntem o fundație. Dar, ca mix de finanțare, cum vă spuneam, ca ONG, e foarte important și am învățat asta de-a lungul timpului, să nu ne punem ouăle în același coș, toate ouăle în același coș, și să putem fi cât mai flexibil din punct de vedere al surselor de finanțare, astfel încât atunci când, iată, e o pandemie și pică zona de evenimente, gen balul de la Castel, îți pică, da, 150.000 de euro dintr-o previziune bugetară, să poți să te adaptezi. Sau când nu sunt surse de finanțare, da, pentru activitatea pe care tu o desfășori, de asemenea să te asiguri că nu trebuie să închizi ușa beneficiarilor tăi, ci că poți să pivotezi spre alte zone de finanțare ca să-ți poți continua misiunea. Susțin foarte mult acest tip de gândire și sper să m-am făcut înțeleasă din punctul ăsta de vedere, din punct de vedere managerial. E esența funcționării, da? Să putem să avem resurse variate. În ceea ce privește zona de fundraising pe care o să ne concentrăm astăzi, pentru aceia dintre voi care, pentru care este o zonă nouă, e important să reținem câteva aspecte care țin de cadrul legal. În zona de fundraising lucrăm în principal cu trei elemente legislative. Vorbim despre codul fiscal care reglementează donațiile, contribuțiile și sponsorizările. De asemenea, legile specifice care reglementează facilitățile fiscale, în speță facilitatea 3,5% care se adresează persoanelor fizice care obțin venituri din salarii și alte surse. Respectiv legea sponsorizării, care la momentul acesta, slavă Domnului că nu a
trecut modificarea legislativă care amenința acest mecanism, prevede ca fiecare agent economic care are profit poate redirecționa 20% din impozitul pe profit. Totodată, o atenție importantă, dat fiind faptul că lucrăm cu date personale, dacă vorbim în special despre donații de la persoane fizice, cum este cazul debitului direct, de care vorbea doamna de mai devreme, cred că Elena. Totodată trebuie să avem mare grijă la cum implementăm regulamentul GDPR. Acolo unde vorbim de date personale și cu atât mai mult sunt mai sensibile când vorbim de date bancare, în care oamenii își dau contul, își dau CNP-ul, trebuie să avem grijă să pornim la drum cu o politică bună și bine reglementată, da, pe zona aceasta de GDPR, astfel încât să nu ne atragem, da, consecințe legale. În ceea ce privește ce facem, ok, fundraising, aducem bani, dar cum îi aducem, de unde îi aducem? Posibilitățile sunt destul de variate în zona aceasta și aici cred că intervine flerul și cunoașterea fiecărei organizații de a se duce spre acele mecanisme care îi se potrivesc cel mai bine. Ce am învățat în toți acești ani este că nu putem face toți de toate și nu trebuie să facem toți de toate, că trebuie să ne concentrăm eforturile spre acele zone care se potrivesc cel mai bine nouă ca organizație sau ca moment în care suntem ca organizație, legat de capacitate, de exemplu, echipei pe care o avem, și în același timp să ne uităm și să aducem și informații spre zona externă, adică ce se potrivește ca mecanism comunității în care ne desfășurăm noi activitate. Dacă suntem în Iași, ne uităm în extern și vedem, ok, cine are bani în piață? Păi zona de IT. Ok, cât sunt? 2-3 sau 200-300? Da, dacă suntem în Iași, probabil că suntem 200-300. Sau, mă rog, cifrele pe zona aceasta nu le am la momentul acesta, dar trebuie să ne uităm, ok, către cine ne ducem, astfel încât, chiar dacă mecanismul este genial și este implementat foarte bine, trebuie să aibă o piață pe care să lucreze acel mecanism, să avem unde să-l valorificăm. Ce se folosește cel mai des pe zona aceasta de fundraising ca mecanisme, și o să vă spun și ce am testat noi de aici, e direct mail-ul, acel mecanism prin scrisoare personalizată pe care o transmitem unui număr mare de potențiali donatori sau sponsori. În special, direct mail-ul se folosește pentru persoane juridice, iar aici trebuie să existe clar foarte multe date pe care le are organizația, baze de date, fie că le are, le construiește de la zero, fie le cumpără. Noi nu am făcut direct mail, așa că nu o să insist pe el. Am conversat cu oameni din organizații care au făcut și care au un răspuns bun pe zona aceasta. Dar vorbim, desigur, cel puțin până acum știu despre organizații naționale, da? Cu o notorietate foarte, foarte bună, cum este, nu știu, de exemplu, Fundația Principesa Margareta României. Și atunci, clar, contează lucrul acesta. Peer-to-peer fundraising este un mecanism pe care noi l-am testat în mai multe variante și o să vorbim imediat despre opțiunile pe care le avem. Este un mecanism care, din punctul meu de vedere, funcționează foarte bine, prin care, practic, organizația își solicită potențialii suporteri, potențialii donatori să facă atragere de fonduri în numele ei, adică să devină un fel de ambasadori ai organizației. Asta se întâmplă cel mai des la evenimente sportive, de tipul swimathon, maraton, cross,
tot felul de evenimente care au asimilată zona aceasta de sport sau alte forme de evenimente sau provocări de tipul, nu știu, îmi donez ziua de naștere sau, nu știu, alerg 100 de kilometri pentru o anumită cauză sau escaladez nu știu ce munte pentru o anumită cauză și strâng bani pentru asta. Donațiile prin SMS sunt iarăși un mecanism care funcționează dacă ai un plan foarte bun de comunicare, pentru că este un mecanism de volum, adică vorbim despre un SMS, de cele mai multe ori se face recurent, pentru că așa e clar mult mai profitabil, un SMS de 2, 3, 5 euro, ceea ce înseamnă că trebuie să ai un volum mare de donatori care să dea câte puțin, dar care să contribuie la un rezultat financiar bun. Am încercat anul trecut tipul acesta de mecanism și am să vă povestesc puțin despre el după ce trecem prin celelalte mecanisme. Pentru noi, la momentul la care l-am încercat, nu a funcționat, dar a fost din vina noastră, în sensul în care nu eram pregătiți pentru el. De aceea țin să precizez aici că e foarte important să ai pregătită infrastructura pentru fiecare din mecanismele astea pe care le implementezi, să te asiguri că ai infrastructură de comunicare foarte bună, că ai prezență media, de exemplu, foarte bună pentru donațiile prin SMS, că ai bani să investești în publicitate. Donațiile prin debit direct, ăsta este unul din mecanismele pe care ne-am făcut și noi curaj după, cred că ne-am învârtit în jurul lui așa vreo 4-5 ani. N-am fi început, cum să începem, de unde să-l luăm, stai că e complicat, stai că e dificil. Până la urmă ne-am făcut curaj și l-am implementat într-o campanie destul de lungă, de un an și ceva. Și pentru noi funcționează și vrem să investim în continuare în el, ceea ce înseamnă că am găsit acolo, din punct de vedere al evaluării, o zonă foarte bună de construcție. De asta mi-a și atras atenția colega din sector care ne povestea că au început și ei să implementeze acest mecanism și sunt chiar curioasă să comparăm puțin cum funcționează la voi. Donațiile online, da, folosim mijloacele virtuale pe care le deține organizația, în general donațiile pe website. Înțeleg că sunt într-un trend de creștere și e și firesc după pandemie când s-au mutat foarte multe din activități în zona online să fie așa. Ce mai folosim? Evenimentele de strângere de fonduri, cred că sunt printre primele mecanisme pe care le-am testat, dacă nu chiar primul a fost un eveniment de strângere de fonduri, așa a fost pe prima dată când am adus bani din comunitate în organizație. Aici sigur că se întâmplă, cred că nu știu dacă există organizație care să facă fundraising și să n-aibă activ la momentul acesta sau să nu fi încercat să facă asta printr-un eveniment. Și sunt multe de spus. Unele funcționează, altele nu, altele sunt așa la un nivel la care totuși merită să faci genul acesta de investiție, dar fiecare dintre ele cred că sunt cu plusuri și minusuri și sunt influențate de anumiți factori, dar o să vă vorbesc despre ele și o să vă spun ce funcționează pentru noi. Și facilitățile fiscale, mecanismul da, 20% adresat companiilor, adică sponsorizările directe și campaniile 3,5% adresate persoanelor fizice, despre care știu la fel că sunt foarte uzitate da, în rândul organizațiilor neguvernamentale. Am să las puțin spațiu acum pentru voi să-mi spuneți dacă și ce ați testat din zona aceasta și dacă sunt alte mecanisme pe care poate voi le-ați testat. Doar așa pe scurt, nu neapărat foarte multe detalii. Dar sunt curioasă dacă din ce am discutat până acum sunt zone pe care le-ați implementat.
și chiar e la liber ca să mă simt și eu că nu vorbesc singură. Aș putea să povestesc eu puțin despre debit direct, dacă dorești. Da, te rog, Elena. Noi îl avem în implementare de aproape un an și două luni. În acest moment avem 1600 de donatori recurenți, ceea ce este extraordinar pentru noi să avem persoane care să susțină educația recurent, lună de lună. Așadar pune și o presiune destul de mare pe noi, știind că în spatele nostru avem 1600 de oameni care donează lunar. Eu eram în ce oraș, Elena? În București și am mai avut câteva, am avut un sprint și în Cluj, deci am mers cu echipa de Facer și în Cluj și încercăm pe în viitor să mergem în mai multe orașe, nu de a rămâne doar în București, că pare că suntem destul de mulți în București și celelalte orașe importante din România nu sunt neapărat acoperite. Da. Ok, super. Eu sunt curioasă ce au ce a funcționat la noi, alte persoane, dar la alte organizații pe zona de journey, de nu știu, de traseu al donatorului din momentul în care semnează până când ajunge la maturitate. Ok. Mulțumesc, Elena. Dacă mai sunt dintre voi colegi care văd de la Olga că ați făcut birthday fundraising, deci mecanismul de I donate my birthday, probabil, și redirecționare de impozite, deci pe 20%. Mai sunt alte... alte organizații care au testat altceva? Ok, hai să le luăm așa pas cu pas ca să ajungem la lucruri mai, poate mai concrete de atât. Vă spuneam că mi-am propus să discutăm în seara aceasta despre acele mecanisme pe care, în care am investit da, o perioadă mai lungă, astfel încât să le vedem ajunse la maturitate și să vedem care sunt rezultatele. Dintre acestea, noi am lucrat destul de mult pe zona aceasta de peer-to-peer fundraising. Ca mecanism, este acel mecanism, vă spuneam, prin care noi, ca organizație, fie ne afiliam la un eveniment deja existent, cum este, de exemplu, Swimathon, realizat de Fundația Comunitară, sau crossurile pe care le realizau tot ei, fie făceam campanii și facem în continuare campanii proprii pe Galantom, dar mai există pentru noi în Iași și platforma Drag de Iași, realizată tot de Fundația Comunitară Iași, pe același da, tip de mecanism, adică găsim un concept de campanie, atragem ambasadori, deci fundraiser externi, cum ar veni din organizație, din companii sau oameni care ne susțin și care cer ei implicarea prietenilor, rețelelor lor, fie prieteni, fie colegi din companie, pentru a putea să ajungă la un target pe care ei și îl propun pentru cauza pe care o susțin. Un exemplu în acest sens, și am chiar aici deschisă și o pagină de Galantom, se vede oare fi un altfel de Moș Crăciun, dacă poți să-mi copii tu, Elena? Scuze, da, se vede. Da, da, se vede direct se de pe vede site, bine, da? Da, 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 da. Okay, se vede bun, și bun. Site-ul, da, pentru cine ultima... vrea să-l acceseze. Ok, mulțumesc, Elena. O să-l pun în chat link-ul spre, okay, spre acest sigur. Site. Este ultima campanie pe care am făcut-o anul trecut, fi un altfel de Moș Crăciun în 2022. Ne-am folosit de platforma Galantom, lucrăm foarte bine pe platforma aceasta de câțiva ani și au un customer support foarte bun. Practic, mecanismul de campanie
a însemnat ca noi să ajungem în fiecare companie din portofoliul nostru de donatori și potențial donatori, să le explicăm conceptul de campanie, prin care fiecare angajat sau echipă de angajați puteau să ia în grijă un copil pe care să-l sprijine în educație pentru următorul an școlar. Noi la Bethany avem o divizie foarte importantă de proiecte educaționale și ne concentrăm atât pe copii din ciclu primar care au nevoie de intervenție suplimentară în zona de educație prin programe de after school, cât și pe tineri care vin de la, da, din mediul rural spre liceu în Iași și care au nevoie de susținere financiară, dar nu numai, ci și psihologică pentru adaptare și gestionarea provocărilor specifice adolescenței, cât și orientare în carieră. Și atunci, campania aceasta s-a adresat proiectelor educaționale pentru copiii mici și a avut ca, practic, ca mesaj faptul că fiecare dintre potențialii donatori pot sprijini un copil printr-o donație mai mică sau mai mare care să contribuie la ajutorul pe care noi îl ofeream în anul ulterior școlar, la teme, masă caldă și alte servicii educaționale. Ce s-a întâmplat operațional a fost că fiecare companie care a agreat să fie implicată în campanie și-a deschis un front de lucru, da, pe Galantom, cu sprijinul nostru, evident, și a strâns bani din echipele lor proprii pentru acest program. Ei s-au gândit, ok, cât costă să ținem un copil în școală anul viitor? Noi aveam un cost per copil și s-au gândit cam care este potențialul lor. Păi noi am putea să susținem 2 copii, noi am putea să susținem 3, 4, 10, I don't know. Alții nu știau cum o să funcționeze efectiv tipul ăsta de campanii. Dar fiecare și-a făcut o pagină de fundraising și au început practic să promoveze în interiorul companiei această campanie. Și au pus un target cam în funcție de câți copii își doreau să susțină, pe care unii l-au atins sau depășit, alții nu l-au atins, alții, știu eu, au mai făcut și, să zicem, matching cu compania, adică dacă angajații lor au strâns 2500 de lei, compania a mai donat 2500 de lei pe persoană juridică, astfel încât să poată să-și atingă targetul pe care și l-au propus. De altfel, e și un lucru pe care îl încurajăm acolo unde vorbim despre fundraising direcționat către angajații dintr-o companie, încurajăm compania să facă un matching, astfel încât angajatul să fie și mai motivat să doneze. Că dacă el știe că, ok, el pune 100 de lei, dar vine și compania cu 100 de lei, atunci, e clar, impactul lor împreună este mai mare și reușesc să susțină măcar un copil. Noi am avut un aport destul de mare în a gestiona tipul acesta de campanie, okay, chiar dacă fiecare și-a făcut, să zic, campania internă. Rolul nostru a fost de a le asigura infrastructura necesară și asta nu e puțin lucru, adică de comunicare, cum să-și facă contul, care sunt textele pe care și le pun în Galantom astfel încât să fie interesant pentru colegii lor, să fie atrăgător, diverse, de la diverse, nu știu, funcționalități, care merg, care nu merg. Donațiile se făceau toate online, deci pe Galantom există posibilitatea de a dona cu cardul și securizat, că e extrem de important acest aspect când vorbim despre tranzacții financiare în mediul online. Și, desigur, tot ce înseamnă logistica din spate, adică despre ce copii vorbim, copiii trimiteau niște scrisorele către Moș Crăciun, pentru că pe lângă zona asta financiară, compania cumpăra și un cadou de Crăciun acelui copil. Sau, mă rog, compania, angajații, în funcție de cum se organizau între ei acolo.
Și atunci exista foarte multă comunicare și există în continuare foarte multă comunicare între noi ca organizație și fiecare dintre aceste echipe care fac fundraising în numele Bethany, în interiorul companiilor lor. Așa încât, ce ne-am dat seama după 3 ani în care am implementat această campanie sub această formă, ne-am dat seama de câteva elemente care pot determina succesul unei astfel de inițiative. E foarte important cu cine lucrezi, da? Care este rețeaua ta de sprijin ca organizație, care este dimensiunea acestei rețele, care este atașamentul pe care oamenii îl au pentru organizația ta. Și aici vorbim în special dacă ne adresăm pe tipul acesta de campanie către companii care să promoveze intern, contează foarte mult relația pe care o ai cu HR-ul din compania respectivă sau cu omul de la marketing și cât de mult crede el în cauza ta. Pentru că de obicei de aici pornește. Dacă omul înțelege cauza și crede în ea, are capacitatea și motivația să transmită mai departe către colegii săi, același tip de entuziasm. Dacă pe el nu-l mișcă, e posibil să funcționeze, pentru că poate ai tu niște materiale foarte bune, da, prin care poți să strânești emoție, dar de cele mai multe ori rămâne așa la un nivel mediocru, aș spune, tipul ăla de angajament, pentru că nu merge mai departe entuziasmul și motivația către membrii echipei. Așadar, noi trebuie să ne asigurăm că avem acolo oameni care chiar să fie ambasadori pentru cauza ta. Mai contează foarte mult dimensiunea rețelei sociale a acelor ambasadori sau fundraiser, cum le spunem noi, ai organizației. Dacă vorbim de, nu știu, oameni care au foarte mulți prieteni în jurul lor, sunt foarte sociabili, da, reușesc dintr-un call pe Facebook să rezolve tot felul de probleme, sunt șanse mult mai mari ca ei să atragă la rândul lor susținători pentru organizația ta. De asemenea, dacă vorbim de, iarăși, firme, companii, dacă ne uităm la o companie care are 10 angajați, e clar că cam aia e, ăla e tot pool-ul tău, da, de potențial susținători și nu o să fie cu siguranță 100%, trebuie să fim realiști în zona aceasta, deci din 10 probabil, nu știu, vor răspunde 3-4, în cel mai bun caz, la apelul fundraiserului. Dacă vorbim de companii, da, care au, nu știu, 100-200 de angajați, clar cifrele se schimbă. Și atunci trebuie să avem în vedere și către cine ne orientăm, astfel încât, pentru că efortul pe care îl facem este același, indiferent că mă orientez spre o firmă de 10 oameni sau că mă orientez spre una de 200, efortul pe care îl fac ca să gestionez comunicarea ulterioară cu acel stakeholder este același. Sigur că și răspunsurile pot fi diferite, pentru că dacă ne uităm pe companii de 200-300 de angajați, clar se uită și alții, nu suntem singurii care facem asta. Și atunci trebuie să ne asigurăm că avem în spate un, așa zis, produs bun. Da? Cauza pe care o înaintăm este o cauză clară, motivațională și bine explicată și comunicată. Ce ne-a mai influențat succesul a fost capacitatea de donație a rețelei ambasadorilor sau fundraiserilor organizației. Cum vă spuneam, segmentarea donatorului este un aspect foarte important în fundraising, să poți să vezi pentru tipul de campanie pe care îl implementezi care este donatorul tău ideal, da? Cu ce se ocupă, are capacitate să doneze, deci mă duc acolo unde oamenii pot dona fără reținere, că se gândesc că, nu știu, dacă dau 100 de lei, poate ăla e un parte din bugetul lor pe alimente, de exemplu, și nu ți-l-ar da, da? Ți-ar da 10 lei. Deci capacitatea de donație contează foarte mult. Aici te uiți în special la
segmentul profesional, da, unde lucrează oamenii respectivi și care este potențialul lor financiar, în funcție de cât cer, desigur, că dacă cerem 10 lei e una, dacă cerem 500 de lei e alta. Și foarte important, vă spuneam, este să vă asigurați că mecanismul de donație pe care îl folosim în tipul ăsta de fundraising este sigur și ușor. Dacă oamenii trebuie să completeze 10 formulare, da, să intre pe 10 chestii ca să-ți doneze odată, se lasă pe gubaș. E prea complicat pentru ei. Nu e ca și cum, da, aș cumpără musai pâine când au pâine. Donația e din altă categorie de nevoie, da? Și atunci trebuie să fie simplu, să poată plăti în mod simplu și să fie sigur, da? Să fie o platformă care să le ofere siguranță. Ne-am mai uitat și cred că este important pentru toți când începem să investim în ceva, la cât ne costă și ce costă, da? Ca să putem implementa genul acesta de mecanism de fundraising. Și atunci am inventariat care sunt investițiile noastre aici. Clar vorbim pentru tipul acesta de campanie de care v-am povestit pe Galantom, dar nu numai. Vorbim de zona de resurse umane, da? Trebuie să ne asigurăm că avem bugetați, angajați sau că putem lucra cu voluntari care organizează evenimentul sau campania de fundraising, costuri de comunicare, storytelling, social media. E important să avem asta în vedere pentru că trebuie să alimentăm cu conținut de comunicare tipul acesta de campanie, astfel încât el să ruleze cât mai mult și să atragă atenția. Logistică, desigur, dacă campania implică și offline, da, alte tipuri de acțiuni, cum a fost la noi aici, vorbim de o campanie de Crăciun în care trebuia să ajungem la sute mii de copii și atunci vă dați seama că trebuia să avem în vedere și aspectul logistic, cu ce ducem cadourile, când le aducem, da, ce oameni avem, ce haine, cu ce haine îmbrăcăm și așa mai departe. Platforme online, da, să avem un mecanism prin care să se facă plățile și ultimul, dar aproape aș zice că e cel mai important, astfel încât să poți face asta și la anul, e grija față de donator, atât în timpul cât și după finalizarea campaniei. Oamenii aceștia care sunt ambasadorii tăi nu au nicio obligație față de tine. O fac din motivația lor personală, din dorința lor de a ajuta și atunci e firesc să se simtă importanți, își doresc să se simtă importanți în relație cu organizația pe care o ajută, să simtă că ei contează. Și atunci ca ei să poată avea acest feedback de la noi, e important să ne asigurăm că le răspundem în timp util întrebărilor, curiozităților, solicitărilor, problemelor pe care ei ne le pot adresa. Atât în perioada în care fac fundraising pentru noi, dar mai ales după, astfel încât după ce se încheie campania de fundraising, dacă nu mai aud de noi până la anul, ok, au strâns, nu știu, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 de lei, euro, ce vreți voi, pentru organizația noastră și nu mai aud de noi decât la anul când mă gândesc că, ouleu, am campanie de Crăciun în decembrie și e octombrie, ia să spun să văd ce mai face, șansele sunt destul de mici să-ți răspundă pozitiv pentru că el nu va înțelege la ce a contribuit. Și atunci e important ca în timpul anului, după ce am finalizat campania, noi să ne întoarcem la oamenii respectivi și să le spunem ce am făcut cu banii lor, ce ne propunem să facem cu banii lor și ce am făcut, da, din când în când, uite, în asta am investit. Nu vorbesc neapărat la virgulă, da, cu cifre, mi-ai dat 100 de lei, uite, 50 am dat pasta, 25 pasta, 30 pasta, pentru că, cel puțin pentru noi, ca organizație, ar fi foarte dificil să gestionăm în felul acesta un proces. Dar vorbim despre impact. Uite, banii tăi s-au dus la copiii din Borșa, da, din clasa asta, am făcut asta cu ei și au evoluat în felul acesta.
Asta pentru noi, de altfel, a fost o lecție învățată așa global în organizație. Unul la mână, că ține donatorul aproape. Doi, sunt șanse mari ca implementând un proces corect de grijă față de donator și de comunicare cu donatorul să îți extinzi rețeaua de susținător, pentru că te va recomanda și către alți colegi, prieteni, va vorbi despre tine. Sunt curioasă dacă dintre voi ați implementat genul acesta de campanii și dacă sunt niște zone, știu eu, care se suprapun, pe care le-ați învățat voi din experiențele voastre. Avem aici colegi care au mai implementat campanii de genul acesta sau participări la maratoane, la swimatoane și așa mai departe? Parcă povestea cineva pe chat că implementa mecanisme de I donate my birthday. E din aceeași poveste? Scrisoare către Moș Crăciun, suntem la a 7-a ediție, ok, a Florentina. Aici vorbim și despre a strânge bani, Florentina, sau doar cadouri? Nu, aici sunt și bani și cadouri. Au fost, deci am primit scrisori de la copii din mai multe localități comune, sate și așa mai departe, dar au fost și copii de grădiniță care au doar avut așa câte o idee ce își doreau de Moș Crăciun și atunci noi l-am centralizat și am alocat o sumă pentru fiecare cadou în parte. Am și înțeles, am făcut fundraising pentru a strânge suma necesară pentru cadourile copiilor. E ceva în plus sau în minus, apropo de ce v-am povestit eu, pe care vrea să adaugi? Ceea ce n-am făcut noi față de voi, ne-am alocat un număr mai mic de copii. N-am depășit niciodată mai mult de 200 într-o campanie, să spunem așa. Deci ne-am limitat până în 200 de copii sau 200 de beneficiari. Și a funcționat foarte ușor pe social media, pe Facebook și câțiva ambasadori din diferite companii. Da, cool. Mersi, mersi mult. Mulțumesc. Ok, mai departe, că ne presează un pic și timpul, la un următor mecanism pe care l-am implementat, dacă m-ar ajuta și așa, bun, tehnica. Mecanismul de debit direct. Vă spuneam că mi s-a părut din start, deci cred că am avut vreo 3-4 ani în organizație în care ne-am tot învârtit în jurul lui și nimeni nu vrea să-și asume, pentru că e o metodă destul de dificilă de strângere de fonduri, trebuie să recunoaștem ce obținem din perspectiva noastră asta. În același timp eram foarte conștienți de potențialul său din punct de vedere al predictibilității fondurilor în organizație. Mecanismul de debit direct, pentru cine poate e la început în zona aceasta, presupune este acea metodă stradală sau în locuri publice de strângere de fonduri, față în față, prin abordarea de contacte reci, donatori practic pe care potențial donatori din locații publice și solicitarea de donații lunare mici, dar pe termen lung. Termen lung însemnând contracte de până la 5 ani, contracte de debit direct. Practic, din cont se transferă lunar o anumită sumă. Vorbim de, nu știu, 15, 20, 25, cam astea sunt așa sumele utilizate pe piață, dar nu doar genul acesta de sume, sunt și donatori care aleg să doneze sume mai mari, nu știu, 50, 100 de lei pe lună. Practic, donatorul își ia angajamentul că te va susține până la 5 ani prin contractul respectiv. Sigur că el poate întrerupe oricând contractul, deci este unilateral dacă își dorește să facă asta, poate întrerupe oricând donația. Însă, de cele mai multe ori, dacă vorbim despre un proces de donor care pe care îl asimilăm campaniei de debit direct, șansele sunt destul de mari să continue o perioadă lungă alături de tine. Din simulările colegilor de la Asociația pentru Relații Comunitare,
rata de retragere din mecanismul de debit direct a donatorului este undeva la 10%. Și atunci, la noi, n-aș putea să zic la momentul acesta că suntem atât de performanți cu 10%, avem o rată de retragere puțin peste, dar în același timp suntem cumva la început, adică încă mai perfectăm din zona aceasta de donor care cum să facem să-i menținem aproape pe oameni. Ce am observat aici ca și elemente care clar determină succesul, funcționarea unei campanii de debit direct, în primul rând vorbim despre angajamentul pe care și-l ia organizația de a face o investiție inițială. Asta este o campanie care costă și care costă destul de mult, pentru că vorbim de oameni pe care trebuie să-i plătim ca să strângă aceste fonduri. Nu știu rezultate de la organizații care lucrează cu voluntari. Știu, în schimb, că nu se recomandă să lucrăm cu voluntari pe tipul acesta de campanie, pentru că e un mod destul de dificil de a fi implementată. Și atunci oamenii trebuie să fie plătiți pentru munca lor din teren. Așa încât dacă adunăm cât costă Facerii sunt cei care, da, fundraiserii care atrag resursele financiare, și cât costă în spate infrastructura pentru tipul ăsta de campanie, vom ajunge la un cost destul de mare, deci trebuie să avem bani ca să putem să începem. Alocarea unui buget, vă spuneam, da, pentru derularea campaniei. Noi am făcut tipul acesta de campanie și cred că doar așa puteam să-l începem, prin proiecte de dezvoltare organizațională, practic în proiectele pe care le-am avut finanțate prin Active Citizens Fund, care permiteau alocarea de resurse pentru dezvoltare organizațională, am bugetat parțial din costurile campaniei de debit direct, astfel încât să avem șansa să putem să testăm corect această campanie. Ce mai contează foarte mult este este un mecanism greu, tocmai din perspectiva modului în care se strâng banii și din perspectiva răspunsurilor foarte multe, da, negative pe care facerii le au în teren. De exemplu, la noi, și aici fac un pic de sharing, Elena, pentru că spuneai că te interesează, rata de răspuns e undeva la 1 la 400 de abordări. Da, om semnează la 400 de abordări, ceea ce e destul de tough, așa, da, pentru oamenii din stradă să primească, da, constant, nu mă interesează, nu vreau, nu știu, lasă-mă, nu, ce e asta? Da, deci trebuie să te asiguri că echipa de facer pe care o ai este foarte bine susținută din organizație, să poată să facă față și că sunt evidenți și oamenii potriviți pentru asta, pentru că, da, fiecare dintre noi are personalitate diferită, să poată să facă față la potențiale refuzuri. Și atunci noi trebuie să venim din spate cu un accent mare pus pe strategia de resurse umane în cazul acestor echipe, cum construim și cum formăm echipa de debit direct, și asta înseamnă că trebuie să alocăm un coordonator pe zona aceasta, team leader pentru cei care pentru caserii care ies în stradă, și efectiv fundraiser, și să avem o monitorizare riguroasă. Asta înseamnă inclusiv analiză de date. La fel de important și aici este cum continuăm discuția cu donatorii. Donatorii lasă datele de contact, formularul de debit direct are această secțiune de date de contact de la donatori, și atunci trebuie să vedem cum, da, cum nivelăm aici, cât de des le scriem, ce le scriem, cum le scriem, astfel încât să nu fim nici foarte invazivi și să fim din zona de spam, dar totuși să audă de noi și să nu simtă că dau lunar 20 de lei, dar nu știu exact pentru ce, ceva organizație, dar nu știu ce, știi? Și atunci, da, asta nu o să ajute pe termen lung la loializarea donatorului și să rămână alături de tine dacă el măcar nici nu știe de ce îi se duc banii aia din cont. Vei fi primul la care va renunța, știi, în caz de
în caz de o analiză mai riguroasă a cheltuielilor pe care le are donatorul. Așa încât investiția organizației în acest mecanism vine din zona de resurse umane, coordonator campaniei, fundraiser stradal, vă spuneam, team leader și data analyst, o persoană care să pună toate datele astea în baze de date și să le poată gestiona. Costuri de recrutare și de formare pentru Facer. Și aici trebuie să luați în considerare faptul că fiind o activitate dificilă, veți avea fluctuații, cel mai probabil veți avea fluctuații mari de oameni. Și asta înseamnă că tot timpul veți avea, da, această activitate de recrutare și de formare. Echipamente, astea sunt din zona de startup, costuri de startup, countere prin care să vedeți, da, câți oameni abordează Facerii și la câți oameni avem un răspuns favorabil, echipament personalizat, da, de promovare, stand, fiecare organizație, desigur, ce materiale vrea să aibă pentru a fi cât mai atractivă. Printuri, da, formulare de debit direct, materiale promoționale și costuri de donor care cu comunicarea către ei. De exemplu, sunt și noi folosim o platformă de SMS care costă, da, pentru a nu stai să dai sute de mesaje manual, ci găsești soluții automatizate pentru asta. Costuri de gestionare a CRM-urilor pe care le folosim, astfel încât să putem ajunge cu informația la cât mai mulți dintre donatorii noștri. Eu am făcut aici pe zona de debit direct și niște analize pe costurile noastre investiționale. Vă spuneam că noi facem asta în Iași. Am avut o campanie care a început în noiembrie 2021 și s-a terminat în iunie 2023, anul acesta. Dacă dați o secundă, așa, ok. Practic, noi am luat de la zero, da, în noiembrie 2021, cu 5 faceri. Nu e mult, ar trebui să fie chiar mai mulți ca să avem date mai relevante, dar atât ne-am permis la momentul respectiv. Iar asta este ce vedeți aici, este graficul care ține de încasările pe care le-am avut de la momentul lunare, da? De la momentul la care am pornit campania. Ce ne spune nou acest grafic este că sunt perioade de plafonat, de plafon și chiar nu neapărat. De fapt, da, uite, dacă ne uităm și de descreștere. Dar în special perioade de plafonare și în acele perioade trebuie să ne uităm foarte bine la echipă, pentru că oamenii ajung să fie demotivați, să nu-și mai dorească în mod deosebit să facă asta și să nu mai tragă, și atunci trebuie gestionată această problemă. Cel mai probabil se întâmplă să înlocuiești oamenii care nu mai pot să facă performanță pe zona aceasta. La noi e 3 luni am luat în calcul că trebuie schimbată echipa. Da, da, cam așa s-a simțit și la noi. E foarte dificil, sau pentru noi cel puțin a fost foarte dificil lucrând în zona de ONG, să dai oameni afară. Ori debitul direct e un mecanism prin care ești nevoit să, câteodată, da, să faci și chestia asta, pentru că e vorba despre cifre aici. Și atunci tu, dacă investești și nu obții rezultat, practic, da, riști să intri în colaps și să ajungi că nu, ok, nu-ți funcționează campanie și nu poți să mai faci mari schimbări. Și atunci, da, trebuie să iei în calcul când începi genul acesta de campanii și aceste dimensiuni care poate nu sunt foarte confortabile pentru noi ca sector. Vă spuneam de zona aceasta de echipă și de fluctuația echipei, că da, la un moment dat poate să nu mai fie performantă. Iarăși contează foarte mult și perioada și locațiile pe care le poți accesa. Am fost și în stradă, am fost și în centre comerciale. Foarte diferite experiențele, da? Dacă în anumite centre comerciale, de exemplu, care erau frecventate mai mult de o populație mai în vârstă,
acolo vă dați seama că reticența la a-ți da datele personale este foarte mare. Și de asemenea și da, veniturile la o anumită categorie sunt mai mici și atunci nu e neapărat o mentalitate spre a dona. Dacă mergeți spre zona de tineri, da, îi găsești în alte părți și atunci te orientezi spre alte locații. Tinerii sunt mult mai confortabil cu ideea asta de a dona online sau de a da niște date, nu sunt la fel de sceptici. În schimb, acolo te poți lovi de potențial financiar mai scăzut, dacă vorbim de studenți sau de instabilitate, de asemenea la ei. Azi au bani pe card, mâine n-au bani pe card. Și atunci nu se debitează. Clar, la noi, cei mai mulți donatori provin din zona de tineri, până în 35 de ani, dar de aici și faptul că e mai crescută rata de renunțare, da, în zona aceasta. Ce mai am aici ca și informații? Uite, bunica, să mă ajute și pe mine laptopul. Vă spuneam, deci noi că am făcut o evaluare pe zona aceasta de încasări lunare până la iunie 2023. Totodată am făcut o evaluare legată de cât am investit versus cât am scos. O secundă, vedeți? La momentul acesta, deci datele le avem până la iunie 2023, nu suntem încă pe profit. La momentul acesta, valoarea investită este mai mare decât valoarea încasată până acum. Și nu știu cum e la voi, Elena, dacă ați ajuns deja la pragul de rentabilitate, probabil că nu, că știu că e investiția încă pays off după o anumită perioadă. În schimb, aici avem pe luni, apropo de cât am investit lunar și cum a crescut, mă rog, s-a diminuat gap-ul dintre investiție și valoarea încasată. Iar aici sunt previziunile pentru cei 5 ani. Practic, cu investiția inițială pe care am făcut-o, urmând un proces de donor care și urmând statisticile cu care lucrăm de la colegii de la ARC, practic, valoarea încasată în total ar trebui să depășească, practic, să dubleze investiția. Și atunci astea sunt așteptările pe care le avem pentru următorii ani, pentru că la momentul acesta, practic, am avut o investiție inițială. Dacă nu continuăm să facem debit direct, da? Deci intrăm pe o zonă de pasiv, adică facem doar donor care cu acei donatori care îi avem, da, deja angajați, ar trebui să ajungem la genul acesta de rezultat. Dacă vom continua și urmărim să continuăm din toamnă acum o nouă campanie, clar se vor adăuga și alte costuri de investiție și alte costuri de și alte, pardon, și alte și alte încasări. Dar ce e de reținut este că vorbim despre o campanie și un tip de mecanism în care rezultatele se culeg după al doilea an de investiție. Elena, dacă, nu știu, vrei tu să mai spui ceva pe tema aceasta sau dacă sunt și alți colegi care sunt, te rog. Eu eram curioasă câți, poate ai spus, dar n-am reținut, câți donatori sunt pentru suma. La momentul acesta sunt 800 de donatori pentru această sumă. Deci vorbim de o investiție cam de 50 ceva de mii de euro, chiar mai mult, da, 55 cam așa, cu 800 de donatori. Având în vedere faptul că nu ați recuperat nici noi valoarea investiției, ce ați comunicat vis-a-vis de donatorii cu ce ați făcut cu banii? Păi partea bună la noi, vă spuneam, e că n-am investit banii din resursele fundației. Am investit din proiecte de dezvoltare organizațională. Și atunci, practic, nu sunt banii lor investiți în asta. Okay. Ceea ce ne-a lăsat pe noi să investim banii lor în programe. Dar în situația în care, în situația noastră, de exemplu, noi nu am avut bani de dezvoltare organizațională din granturi sau din alte fonduri
și au fost folosite resurse. Păi, de unde resurse? Că bănuiesc că tot de la... Adică ați pus din alte surse bani ca să puteți din alte începe surse. campania asta. Da, dar nu, adică noi trebuie să demonstrăm, bineînțeles, ce s-a întâmplat cu banii lor, însă banii lor cumva au intrat într-un ciclu, ciclu, exact. Da. Și Dar atunci... în același timp voi ați implementat, nu, proiectele pe care le-ați... Da, evident. Deci, acum că ei au intrat operațional în același cont, ok, da, e una. Dar atât timp cât voi, tot din resursele organizației, ați implementat proiectele pentru care ați da, solicitat bani, da, aici e fair, nu? Da, e fair, dar nu știu, eram curioasă dacă voi ați făcut o comunicare în sensul ăsta foarte, nu știu, Nu, n-am operațională, făcut o să zic. Care atât de exact, pentru că nici nu cred că ar, da, nici Nu nu e e de relevant, interes, nu? sincer, da, pentru un donator persoană fizică. Pentru el este relevant să știe că banul lui, că, ok, ți-o dat 10 lei, fix aceiași 10 lei, știi, s-au pus Da. către, dar că totuși 10 lei din organizație se duc cu ajutorul lui către hrana unui copil, de exemplu. Da. Asta este important să comunicăm, că da, se întâmplă investiția pe care ei o fac, noi o facem mai departe. Că tu iei din stânga și pui în dreapta, că ai un flux organizațional, nici n-ai avea cum, sincer, să duci exact cu aia 10 lei care ți-o dat donatorul să cumperi Da. un sandwich. Asta e o chestiune de bucătărie internă, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să afecteze. Important este să nu minți, adică ceea ce faci cu banii să ajungă la donator. De aceea recomand aici, inclusiv apropo de unde luăm banii pentru a testa tipul ăsta de mecanism, inclusiv o comunicare cu anumite firme care au viziunea asta de investiție și noi chiar urmărim și tipul acesta de, pentru că da, până acum, ok, am investit din ACP, dar în zona corporate oamenii înțeleg foarte bine ce înseamnă sustenabilitate. Și de ce este important să ai sustenabilitate? Nu toți. Da? Nu toți. În special antreprenori înțeleg asta. Că da, în zona corporate ai un buget și doar trebuie să-l administrezi. Dar antreprenorii înțeleg. Și atunci eu m-aș duce și mă voi duce de altfel în următoarea campanie cu mecanismul acesta către o parte din sponsorii noștri, rugându-i să investească în asta și arătându-le investiția lor de câte ori se dublează, mă rog, da, se dublează, uite, peste 5 ani chiar se dublează investiția lor. Și îmi asigură în organizație un cash flow prin care eu nu trebuie să cer, da, la fiecare 3 luni să-i mai cer 1000 de lei să fac nu știu ce cu ei. Nu, tu ai un cost prin care mă ajuți pe mine să devin sustenabil ca organizație. Iar tipul acesta de gândire, nu vreau să generalizez, că da, sunt oameni care vor doar să doneze doar pentru copilul din satul nu știu care, dar sunt și oameni, și am întâlnit în mod specific oameni care vor să te ajute să faci organizația să funcționeze și fără ei la un moment dat, și oameni strategici din punctul ăsta de vedere. Și atunci cred că putem să ne gândim pentru tipul acesta de investiție și outside the box, să nu fie doar din, nu știu, economiile pe care le are organizația, pus deoparte, de exemplu, pentru vremuri grele, hai că investim și jucăm la loto, ci să ne orientăm și să facem fundraising și pentru asta, pentru creștere organizațională. Dacă mai sunt întrebări pe mecanismul acesta de la voi? Eu vreau doar să-ți spun că, uite, mi-ai dat o speranță spunând lucrul acesta, că sunt antreprenori care văd și latura de sustenabilitate. Mulțumesc pentru ideea asta. Cu plăcere, Elena. Și eu m-am gândit recent la ea, dar tot de la ei au venit, știi, ideile, cumva tot de la oameni cu care am mai lucrat în diverse contexte de fundraising. Băi, cum să facem totuși să fie sustenabil? Și atunci te duci la oameni cu un soi de business plan pe care îl înțeleg foarte bine. Uite, atâta investesc, atâta scot și atunci banii tăi, de fapt, produc alți bani.
Ok. Magazin, întrebare, un magazin caritabil poate fi considerat debit direct. Nu, un magazin caritabil este economie socială, dacă zic bine, nu facem economie socială, dar practic acolo este o activitate economică, nu? Da, din cele ce am verificat noi acum, cam ar trebui să mergem pe partea de, cum îi spune, activitate economică. Activitate economică. Dar magazinul caritabil s-a înființat prin ce modalitate? În loc să-mi ceri bani, eu îți aduc articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și restul, tu le vinzi, le valorizezi, le pui o valoare care crezi că poate fi vândută, iar acea vânzare o consider o donație din partea mea. Da, da, asta așa principial, nu neapărat operațional, da? Adică nu pot să... Deci, în primul rând, ca să-ți răspund la întrebare, nu este debit direct. Deci, debitul direct este extrem de clar, inclusiv documentat. Ai contract de sponsorizare și mandat de debit direct. E tipizat, se lucrează direct cu banca. Colegii de la ARC România sunt cei care gestionează tot acest întreg mecanism în relație cu băncile. Deci nu e debit direct. Și debitul direct, să spunem, dacă la sediul asociației, scuze-mă că te-am întrerupt, da, te rog, să spunem că la sediul asociației vin diverse persoane și donează o anumită sumă de bani pentru susținerea campaniilor care le avem în desfășurare sau activitatea asociației, se cheamă debit direct sau dacă este este recurent ok și doar este prin mandat de debit direct, adică prin bancă și prin mandat de debit direct, adică pe 10 ale lunii, banca debitează 10 lei din contul Nu înțeles. lui Deci Popescu dacă noi le către emitem tine, lor știi? chitanță, scuze. Este o donație individuală, este o donație simplă. Da? Am E o înțeles. Ok, donație. deci El vine și nu îți intră dă, la nu știu, debit azi direct. îți dă 20 de lei, mâine îți dă 50 și îți mai dă peste un an 100. Alea sunt donații. În debit Donație direct, el individuală. îți dă în fiecare, nici măcar nu îți mai dă el, că el îți semnează angajamentul că îți dă în fiecare lună 10 lei. Și atunci banca debitează din contul lui fără să-l mai întrebe, da? Că a semnat Dacă pentru este de asta acord sau odată. nu, corect, da. În fiecare lună 10 lei. Ca și cum îți plătești facturile la, nu știu, ceva EON sau nu știu că sunt și acolo, da? Deci tu îți pui o marjă, o sumă și în fiecare lună ți se extrage suma aia de pe card. Dar Asta ce e. De reținut în situația aceasta, nu aveți cum să aveți debit direct dacă nu, dacă aveți semnat contract cu ARC-ul. Deci nu aveți cum să confundați. Dacă nu aveți contract semnat cu ARC-ul, nu aveți cum să aveți debit direct. Ok. Mai sunt alte întrebări? Plăcere, Florentina. Bun. Da, știu că în București este foarte frecvent debit direct și în multe alte, da, capitale ale Europei. Aici, așa, local, noi avem, să zicem, avantajul că nu e neapărat foarte aglomerată încă piața pe zona aceasta și am vrut să construim pe acest avantaj strategic. În același timp, nici oamenii nu sunt foarte obișnuiți și nu sunt neapărat deschiși pe zona aceasta. Deci, mie personal, mi se pare foarte mare rata de refuz. Dar, na, e, nu știu la voi cum este, Elena, dacă ai niște date pe tema asta. Da, sunt Facery se confruntă cu nouri foarte frecvente, îi demotivează, schimbăm tot timpul echipa. Acum avem o echipă internă, nu mai lucrăm cu echipa de la RC. Și da, ca să poți să fii Facer, trebuie să ai o anumită poziționare mentală și o putere de a primi răspunsul Da, de da, nu. da. Și acum și o curiozitate, dacă tot ne-am întâlnit aici. Pentru voi a funcționat mai bine cu echipa de la ARC sau cu echipa internă? Cum sunteți la momentul acesta? A funcționat din perspectiva aceasta de pregătire și de atragere Facer cu ORC-ul mai bine. Încă sunt noi intern, suntem încă în construcție, încă ne dăm seama care sunt mecanismele pentru a atrage Facer în intern. Ok.
Bun, mulțumesc. Elena de la ADV, Elena Vasilova, care de Da, câteva. Diana, aș vrea să, nu știu, să aduc o contribuție la discuția aceasta personală, da, din perspectivă personală. Eu sunt o persoană care a activat debitul direct și aș vrea să, poate, nu știu, oferă niște idei sau insight-uri pentru... Ca donator, te refer, da? Ca la donator. Școala de Valori? Nu, sunt, am debitul direct la SOS Satele Copiilor. Așa, te rog. Așa, și am ajuns să fiu, să închei contractul, da, sau nu știu dacă a fost simplu, oricum, a fost tot online, după o reclamă pe Facebook, deci a fost o reclamă online, nu am intrat în contact cu un Pacer sau cu un reprezentant al organizației. Ce apreciez este că fiecare an îmi trimit câte, nu știu, o felicitare în care recunosc contribuția și îmi mulțumesc și îi văd că sunt foarte activ pe social media și arată, nu știu, vorbesc despre impactul lor, despre poveștile care reușesc să le transforme. Și asta îmi place, apropo de donor care. Deci, practic, ei țin legătura cu tine, adică simți că, că ești, da, ești importantă pentru ei, că, uite, da, 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 țin anual îți trimit ceva. Cu mine, exact. Și când ai un astfel de contract de debit direct, de exemplu, dacă în ziua respectivă, când ai semnat tu că atunci vrei să ți se extragă banii, nu ai bănuții pe card, în ziua aceea nu se mai extrage, da, da, și nici nu mai practic rezidă. În luna respectivă, da, nu se practic mai retrage. În luna respectivă, da, da, nu se mai retrage. Da, asta este o problemă pentru și pentru noi acolo unde vorbim, vă spuneam, de studenți, de exemplu, pentru că au anumite date pe da. Care și, de exemplu, când mi-am schimbat cardul, nu știu, expirase sau l-am pierdut sau ceva de genul acesta și evident că nu mai era valabil contul, cei de la SOS m-au sunat să-mi spună, să mă întrebe, deci întotdeauna sunt în contact, da, mi-au transmis da. Încă o dată link-ul pentru înregistrare și așa mai departe. Și prima experiență, de fapt, a fost cu Salvați Copiii. La Salvați Copiii am intrat în contact cu un pacer, da, pe stradă, dar recunosc că jobul lor este super dificil și de cele mai multe ori, pur și simplu atunci a fost contextul de așa natură încât m-am oprit. Și persoana, da, care mi-a prezentat, practic atunci am aflat de debit direct. Deci, iată, până la urmă, printr-un contact direct. Nu știu, cred că am stat vreo jumătate de oră, dar, repet, aveam și eu timp de cele mai multe ori. Da, și cred că, la tine contează și la noi contează și faptul că toți suntem în sector și înțelegem un pic dinamica și altfel, știi, raportarea la tipul... Da, sunt colegi și da, atunci ești mai deschis din da. Punctul ăsta de vedere. Dar, nu știu, poate alte variante de conectare cu posibilii donatori, eventual, nu știu, un eveniment de prezentare la o organizație mare unde sunt mai mulți angajați, da, adică acum, jobul lor este super dificil și... E foarte important aici, mulțumesc mult, Elena, pentru contribuție, e foarte important, într-adevăr, vă spuneam, infrastructura pe care o are organizația. Noi am avut efectiv marele avantaj și sunt foarte recunoscătoare pentru asta colegii noastre, care Cezara, care a fost coordonator pe debit direct, trebuie să fii și omul potrivit ca să gestionezi toate situațiile astea cu care... vin facerii către tine, mai ales că aici profilul facerului este că de cel mai multe ori este student, da? Și atunci poate primul lui job, habar n-are la ce să se raporteze și e foarte important să ai un om de suport foarte bun pentru ei, un lider foarte bun. Și atunci aici contează mult cu cine lucrezi în organizație și cred că pentru noi asta... a fost unul din elementele cele mai importante în campanie, că am avut omul potrivit care să țină, da, să fie, da, și cu mâna fermă într-o mănușă de catifea, astfel încât să poată menține motivația, dar să poată să se uite și pe o zonă de eficiență, că și asta e important. Bun, mergem mai departe pe zona de sponsorizări. Aici cred că este unul din mecanismele cu care
fiecare organizație care face fundraising n-are cum să nu lucreze, dar vorbim despre legea sponsorizării și despre faptul că acele companii, acei agenți economici care sunt pe profit pot să redirecționeze o parte din impozitul lor pe profit către ONG-uri. Pentru noi, acest mecanism înseamnă peste 50% din bugetul de, din, pardon, da, din bugetul de venituri de fundraising. Asta înseamnă undeva la între 150 și 200 de mii de euro anual care vin din zona de sponsorizări. Și ce am învățat în tot acest timp este că factorii care influențează în mod pozitiv acest mecanism țin de a merge, da, la compania potrivită, matching-ul între cauza pe care tu o susții și companie și interesele companiei, preocupările de CSR ale companiei. Că dacă vorbim despre o companie care investește în, nu știu, ape curate, în mediu, degeaba mă duc eu cu proiecte pentru copii și îmi pierd timp făcând prezentări personalizate și căutând soluții să ajung la omul respectiv, pentru că nu este prioritatea lor și nu va fi, da, nici după întâlnirea cu mine. Și așa că e foarte important să ne uităm la, să facem research. Ce susține compania respectivă, ce alte preocupări au și cum ne putem plia pe preocupările lor. Apoi, e foarte important să avem baze de date segmentate pe industrii, profituri, locații și reputație în zona de CSR. Degeaba mergem la o companie care nu poate să investească, da, care nu poate să investească în 20% pentru că nu este pe profit sau pentru că are alte costuri investiționale. Și atunci trebuie să avem grijă și la obține aceste date, care de altfel pot fi obținute foarte ușor de pe, da, Ministerul de Finanțe. Cum alegem? Da, deci ne uităm la anumiți factori, să aibă profit. Contactul, cât este de cald, cât este de rece, în mod clar, dacă vorbim de un contact cald, de cineva care ne cunoaște pe noi, personal, organizația, un coleg de-al altui coleg, cumva, da? Să existe un link acolo, sunt șanse mai mari să generăm încredere și să putem obține o întâlnire. Istoricul companiei respective a donat, n-a mai donat. Sunt foarte multe firme care nu donează, chiar dacă este potențial, nu sponsorizează. Nu vor să se complice, n-au încredere, nu vor să atragă asupra lor anumite controle de la ANAF și atunci nu interesează zona asta. Coerența între cauză și valorile companiei, raportat la ce vă spuneam mai devreme legat de profilare. Transparență și disciplină. Este un proces, procesul de fundraising prin zona aceasta de sponsorizare 20%, necesită o anumită disciplină în relație cu potențialii donatori. Dacă faci azi și mai faci peste 2 luni chestia asta, probabil că nu o să ai rezultatele dorite, pentru că la fel este volum. Din 10 companii abordate, probabil că o să-ți răspundă una, în cel mai bun caz 2, dacă sunt contacte reci, sau poate niciuna. De aceea trebuie să existe un proces de lucru pentru tipul acesta de sponsorizări, să nu fie doar un mecanism agățat în cui din când în când mai facem și asta, dacă vrem rezultate, evident. Cauza este foarte importantă aici. Cauza și imaginea organizației sunt din experiența noastră două aspecte cheie. Proiectul, deci, pe care îl prezinți, cât e de realist și cât e de sustenabil. Atenție, vorbim aici despre oameni de afaceri, ceea ce înseamnă că trebuie să depășim momentul emoției. Da? Emoția vinde și e, să zicem, modul prin care intri în companie, dar proiectul și sustenabilitatea și fezabilitatea proiectului sunt destul de importante în relație cu mediul de afaceri, pentru că ei așa văd lucrurile, da? Așa sunt obișnuiți să analizeze 90% din timpul lor profesional deciziile pe care le iau.
Și atunci trebuie să avem și noi în grijă asta, că nu ne ducem să vindem castraveți grădinarului. Da? Deci ne uităm la cât e de implementabil proiectul respectiv, nu trebuie doar să fie wow. Și desigur mai contează și contactele din zona de business. Noi am folosit o strategie bună din punctul ăsta de vedere. Să rugăm donatorii care ne susțin, care au încredere în ei, să ne recomande mai departe în diverse evenimente de business, în diverse contexte, pentru că când e de la egal la egal, vine da, cu totul altfel acest mesaj. Desigur că nu foarte mulți fac lucrul ăsta, nu foarte mulți preiau așa personal, atât de personal tipul acesta de angajament, însă e foarte bine cu cei care o fac. În ceea ce privește investiția organizației în corporate fundraising, aici e musai, vorba de resurse umane. Dacă nu ai angajat care să-ți facă tipul ăsta de abordare sistematic, da, poți să o faci tu ca director și cu siguranță și directorii de organizații trebuie să fie implicați în tipul ăsta de relații, pentru că aici vorbim de top management și atunci trebuie să fie o adresabilitate cumva similară. Dar în același timp trebuie să ai oameni care să-ți asigure măcar suportul informațional, dacă nu și zona aceasta de contactare. Baze de date, e foarte important să îți știi tu istoricul companiei, mai ales că vorbim totuși și la noi de sector, în sector de fluctuații destul de mari de personal. Și atunci dacă azi ai un coleg care se ocupă de asta, mâine sau peste un jumătate de an ai altul, dacă tu nu ai un istoric, s-ar putea să te duci la aceeași companie cu aceeași poveste și omul ăla să fie deja da, supărat pe tine că bă, mai m-ai întrebat odată și ți-am zis că nu, asta mă interesează, tu nu ți-ai notat chestia asta. Și atunci e important să existe istoric documentat în ONG, baze de date, pe cine, cu cine a vorbit, când a vorbit, ce i-a spus. I-a spus să revină peste 3 luni? Bine, dacă i-a spus să nu mai revină niciodată, iarăși trebuie notată chestia asta. Materiale de comunicare, da, când vorbim despre corporate fundraising, trebuie să ne asigurăm că avem o comunicare impecabilă, atât la nivel de ce spunem, cât și cum spunem, deci grafica și designul să fie la nivelul materialelor cu care ei sunt obișnuiți, deci trebuie să vorbim pe limba donatorilor noștri și același costuri de donor care, adică să ai un om și timp alocat pentru comunicarea cu donatorul, gestionarea bazelor de date, follow-up acolo unde este cazul de nu știu, alte activități care pornesc de la anumită discuție. V-aș întreba și aici dacă sunt întrebări, cred că mai puțin pe zona de sharing și experiență, pentru că nu ne mai lasă foarte mult timpul, dar dacă sunt întrebări pe acest mecanism către mine, aș vrea să profităm de timp ca să pot să răspund. Simona, te rog. Noi de la Asociația Cocoro Armonie am avut mai multe încercări pe partea asta, am pregătit și materiale, mai avem acolo de dezvoltat, dar nu avem succes. Și întrebarea mea este care e și un ok sau un punct important, cum să ajungem la persoanele din CSR, pentru că noi efectiv n-am reușit să stabilim o întâlnire încă cu nimeni. Cred că discuția poate fi foarte specifică, pentru că trebuie să vedem efectiv ce ați încercat, cum ați încercat. Și care este produsul, ca să zic așa, care este cauza, da, pe care o înaintați. Dacă ar fi să fac acum, Simona, o prioritizare, aș zice că în ordinea, da, de la mare la mic a importanței, cred că e foarte importantă cauza, cât este de interesantă și ce impact are pentru zona asta de corporate, care este impactul pe care voi îl obțineți,
câți oameni sunt afectați de problema respectivă, cum faceți voi ca să da, diminuați impactul negativ pe problema respectivă. Adică e foarte importantă zona aceasta de proiect. Pentru ce cer bani? Nu zic că, adică n-aș vrea să mă înțelegi greșit, nu zic că nu faceți ceva bine, ci doar neavând toate datele problemei, mă uit așa în urmă la noi cât de, ce contează în relația cu companiei. Și asta este una dintre top 5, da? La fel de important, îți spuneam că este zona de relații calde. Noi am făcut testări pe corporate fundraising, pe zona aceasta de contacte reci. Deci am avut într-o campanie de final de an, pentru că atunci sunt bugetele companiilor mult mai clare, apropo de cât pot să mai dea din sponsorizări, în care am investit destul de mult în a targeta companii unde n-aveam niciun fel de contacte de intrări. Rezultat a fost una sau două maxim din sute, da? Către care s-au trimis e-mail-uri, s-au revenit cu telefoane. Deci zona de contacte reci foarte greu funcționează, foarte greu poți să o urnești, dar dacă n-ai altceva la dispoziție, na, asta faci. Și atunci zona de contacte calde e importantă să găsești oameni, resursă, nu trebuie să fie neapărat HR-ul, nu trebuie să fie neapărat, dar cineva din compania aia sau cineva care cunoaște pe cineva care te poate introduce într-o discuție. Deci network-ul, rețeaua noastră ca și specialiști în sectorul ONG în zona corporate este foarte important. Noi obișnuim să mergem la evenimente la care să întâlnim oameni din companii, chit că îi cunoaștem, chit că nu îi cunoaștem, dar bine, evident, o abordare profesionistă, dar măcar, măi, te cunosc de undeva, te-am văzut acolo, știi, am băut un, nu știu, vin împreună la nu știu ce eveniment. Să ai o punte de legătură cu acești oameni. Deci, pe astea două aș merge așa ca o analiză macro. Și aici pornim, adică ne întoarcem un pic la noi ca organizație și o chestiune care contează foarte mult de unde pornim ca misiune, ca viziune, pentru ce suntem noi pe lume. Da? De ce existăm ca organizație și ce impact avem în comunitate. Trebuie să ne fie nouă foarte clare lucrurile astea ca să le putem transmite mai departe și ca oamenii să le înțeleagă și să poată să adere la o misiune cu noi, comună cu noi. Deci dacă vrei, Simona, putem avea eventual o discuție așa aplicată, știi, pe cum implementați voi chestia asta. Nu e, de asta am și spus de la începutul acestui modul de fundraising. Fundraising-ul și mecanismele nu sunt de toate pentru toți. Trebuie să vezi ce se te aplică cel mai bine, dar poate nu poți să intri în companii, că, nu știu, din diverse cauze nu ai contacte, dar poate poți să aplici un alt tip de mecanism care să funcționeze pentru persoane fizice. Sau invers, poate nu poți să faci fundraising de la persoane fizice, dar proiectul tău e mai aplicabil pentru zona corporate. Și atunci eu sunt deschisă, Simona, dacă vrei să ne auzim separat pe zona asta. Mulțumesc foarte mult. Noi voiam să zic că nu chiar niciun succes n-am avut, că a fost o colegă care lucra într-o companie și prin contact cald, pentru că ea era contactul, am reușit să implementăm o campanie. Mulțumesc! Cu drag, Simona. Am avut și noi situații, de exemplu, de foști voluntari care au fost voluntari la noi și au crescut și s-au angajat în diverse companii și asta este un link, știi, pe care poți să mergi. E chiar mai valoros decât atât cineva care nu doar cunoaște organizația sau oamenii, ci a fost parte dintr-o organizație și a muncit acolo și și-a adus contribuția, ar avea o cu totul altă motivație în raport cu tine ca organizație. Bun, mergem mai departe pe zona de evenimente. Aici, iarăși, e o întreagă discuție legată de ce funcționează, ce nu funcționează.
Noi am avut tot felul de evenimente și, sincer, vă spun, nu știu dacă sunt ONG-uri care fac fundraising care n-au trecut prin zona de evenimente, pentru că e totuși un mecanism destul de accesibil și contribuie nu doar la fundraising, ci și la zona de comunicare a organizației și la extinderea rețelei, deci are și alte avantaje în subsidiar. Pentru noi, evenimentul care funcționează cel mai bine și care ne-a adus, ne-a deschis multe uși, a fost Balul de la Castel. E un eveniment da, care implică în special mediul de afaceri, local și regional, aș spune, și care a început foarte mic, cumva, raportat la rezultate, dar a început din start mare, raportat la tipul de organizare și la cine am dorit. Adică noi am avut efectiv un vis pe zona aceasta să avem unul din cele mai mari evenimente de strângere de fonduri adresat companiilor din zona Moldovei și l-am proiectat ca atare. Chit că nu știam cum o să facem, de unde să luăm bani, cum să dregem, am făcut asta cu 12 ani. Am fost chiar și eu personal parte din echipa care a pus bazele evenimentului acestea și mi-aduc aminte cu mare drag, așa și emoție, că da, acum știu ce înseamnă să fii și tânăr, știi, te arunci cu capul înainte, dar în același timp entuziasmul a fost la cote maxime și bine că a fost așa. Ce am observat în toți anii ăștia în care am organizat acest eveniment, Barul de la Castel, vă spuneam că a început de la rezultate foarte mărunte, adică prima dată am strâns 15.000 de lei, asta înseamnă, nu știu, mă rog, nu chiar 15.000, cred că aproape 16.000, dar însemna 3-4.000 de euro. După care anul trecut, de fapt anul trecut, evenimentul trecut, anul acesta, am ajuns la 160.000 de euro ca și rezultat financiar, ceea ce nu este mult pentru un eveniment de fundraising în București, de exemplu, dar pentru piața locală este un rezultat foarte bun și pentru noi raportat la cât investim ca și costuri. Deci este un procent foarte bun de rentabilitate aici pe cost versus investiție. Vă spuneam de niște lecții învățate raportate la ce a funcționat pentru noi ca să putem să considerăm zona aceasta de evenimente ca fiind un succes pentru organizație. Și acele elemente sunt legate de echipă. Încă de la început a contat foarte mult că am fost acea echipă care și-a dorit să facă asta, ne-am dorit acel eveniment, n-a fost o corvoadă, bă, mai facem un eveniment, ce complicat, ce greu, ce nu știu ce. Da? Dacă începe așa, șanse mari să nu iasă. Și atunci trebuie să ai oamenii potriviți pentru asta, să le placă să lucreze și în condiții de stres, că evenimentele sunt o foarte mare doză de neprevăzut, să se alimenteze din provocări și să își dorească efectiv să facă asta. Am mai contat mult tema evenimentului sau profilul evenimentului să fie diferită de ce exista pe piață. La momentul respectiv și chiar și acum există gale de tot felul pe care organizațiile le au și unii le au fie pentru fundraising, alții le au pentru mulțumire, dar nu e ca și cum am inventat apa caldă. Și atunci ne-am orientat cum să facem să fie diferit evenimentul. Concluzia la care am ajuns noi la momentul respectiv a fost că trebuie să-i dăm o tematică diferită în fiecare an, să fie atrăgător, să fie fresh, să fie bine comunicat, îmbrăcat așa în haine frumoase, astfel încât să fie interesant, să fie diferit și să le asigure oamenilor nevoia asta de noutate, pe care cred că na, la un nivel sau altul toți o avem, ne plictisim de aceeași mâncare și atunci vrem și altceva, da, în meniu. Ei, ne-am gândit la asta că balul ar trebui să aibă o altă tematică în fiecare an și să nu fie la fel, nu știu, balul venețian, în fiecare an un bal mascat, în fiecare an să fie altfel decât ce există deja în mentalul colectiv, da, ca și când te gândești la un bal, te gândești la niște clișee cumva și atunci am vrut să facem altceva.
Mulțumesc, Elena. Ce-a mai contat iarăși a fost zona de comunicare a evenimentului. Mă uit și acum la primele materiale de comunicare ale primei ediții din 2012. Zâmbesc așa că una e să faci o comunicare internă și să te asiguri, să te folosești de ce ai ca resurse, nu știu, voluntari sau cine mai știe să mai facă un acolo, da, o floricică, o ceva. Și alta e să lucrezi cu profesioniști în domeniu. Și atunci ne-am uitat, după prima ediție în care am făcut-o așa mai internă, ne-am uitat la cum putem aduce lângă noi oameni care să facă totul la un nivel de calitate maxim. Da? Dacă vrei să ai un eveniment de succes și vrei să-l promovezi ca atare, că este un eveniment premium, atunci tot ce faci pentru organizarea acelui eveniment trebuie să fie premium, inclusiv zona de comunicare. Și am adus lângă noi o agenție de comunicare care a făcut asta din fericire pro bono pentru eveniment și a contat foarte mult să fie comunicat profesionist, atât ca și content, cât și ca imagine, grafică, design și așa mai departe. Și ca strategie, evident. A mai contat la fel de mult asocierea cu nume notorii și din start l-am gândit ca atare, hai să aducem lângă noi în zona de gazdă, oameni care sunt cunoscuți, oameni faini, care să facă asta pentru noi și copiii noștri și artiști, la fel pentru momentele artistice, artiști faini. Am început cu Irina Păcurariu, pentru care avem o deosebită recunoștință, pentru că a crezut în noi și eram la început și pentru noi asta a contat extrem de mult, faptul că, uite, un jurnalist de un așa renume crede în noi. Și am continuat mulți ani cu ea, s-au schimbat, după aceea am început și cu Pavel Bartoș, această colaborare, el de 8 ani de acum este gazda evenimentului Balul de la Castel, e un fel de alter ego așa pentru Balul de la Castel. Pavel a mai lucrat cu Amalia Enache de la ProTV și cu Melania Medeleanu, care este prietenă bună a organizației, și acum cu Olimpia Melinte, actriță, care face o echipă foarte faină cu Pavel. Cert este că oamenii aceștia atrag prin ceea ce sunt ei, ceea ce reprezintă ei, da, ca și notorietate, dar și prin calitatea lor umană. Ne-am uitat tot timpul la asta, să ne aducem alături oameni care au un potențial să ne și motiveze, să nu ne streseze, că vai, trebuie să lucrez cu nu știu care dă bine pe sticlă, dar nu știu, un particular, omul dă cu tine de pământ, știi? Și atunci trebuie să existe o balanță între astea. A contat foarte, foarte mult și la început și acum să ne acoperim costurile logistice prin parteneriate. Un asemenea eveniment, dacă plătești tot ca să-l organizezi, în cel mai bun caz ești break-even, da? Dar nu e cazul, adică nu asta îți dorești, e ca și cum ai muncit degeaba. Și atunci ne-am uitat foarte mult ce costuri implică un eveniment de tipul acesta și cine poate să ajute. Pentru că poate unii n-au bani sau nu sunt la momentul în care să investească financiar, dar uite, poate au cafea, mulțumim Opia cu ocazia aceasta, sau poate au servicii de comunicare, sau poate au, nu știu, meniul pe care îl face Castelul. Și orice, de la fotograf, la videograf, la prăjituri, da, oameni și companii care pot să facă asta pentru noi și pentru care pentru ei costurile poate nu sunt la fel de mari decât dacă ar da bani și pot să dea produse și servicii. Bun, și trecem mai departe. Ok, totul bine și frumos, avem oameni, avem prăjituri, dar bănuții de unde vin? Mergem către sponsori și atunci ne-am orientat către companii care vor să se asocieze cu evenimentul, cu profilul evenimentului, cu oamenii care vin la eveniment. Acolo vorbim despre oameni special din zona de top management și atunci ne-am dus către acele companii care au un interes în zona aceasta, pe lângă preocuparea lor pentru responsabilitate socială. Evenimentul în sine oferă și un context de networking foarte bun. Și atunci te uiți și către companii care ar putea fi interesate de asta.
Invitați, segmentarea invitaților este iarăși foarte importantă. La asta încă mai avem de lucru de la o ediție la alta. Să ne uităm către oameni care au potențial de donație, care au potențial de implicare în eveniment. Foarte important, cum activezi acești oameni în eveniment? Ce folosești ca mecanism de fundraising? Adică, ok, aduci sponsori care îți dau bani ca să le pui sigla acolo și să le mulțumești public, dar nu-i suficient. Trebuie să te asiguri că toți oamenii ăia care îți vin la eveniment au cum să îți doneze. Simplu fapt că vin nu te ajută foarte mult decât dacă și donează. Și atunci te uiți la cum faci vizibile aceste mecanisme de fundraising în eveniment. Ai cauza bine identificată și o vede omul, știe de când a intrat în sală, el știe pentru ce a venit acolo, da sau nu. Ai mecanism de atragere de bani, cum? Prin licitație, de exemplu, în cazul nostru, online la fel, prin mecanisme prin care în interiorul evenimentului încurajam oamenii să doneze online. Și rețeaua, network-ul, deci cum vă spuneam, din punct de vedere al fundraising-ului în zona corporate, rețeaua contează foarte mult. Să ai oameni care să te ajute, că nu știu, ne-a picat un contract, de exemplu, cu furnizorul de servicii de sonorizare, cu o săptămână înainte. Auleu, ce te faci că îți vine la direcția 5 scânte sau cine a mai venit și n-ai cu ce să... De mult însă fost în trecut. N-ai sistem de sonorizare. Ei, e important să ai oameni la care să apelezi din zona asta de angajament, mă refer aici. Noi avem un board de organizare al evenimentului, adică oameni din zona de business, pe care îi apelăm în funcție de situațiile, da, care pot interveni sau oportunitățile pe care le putem accesa alături de ei. Și putem să rezolvăm probleme cheie în momente dificile pentru organizatori. Evident, tot ce am spus acum, cred că e clar că na, și costă. O parte dintre ele costă, o parte le poți obține pro bono sau in kind, dar chiar și asta, ca să le obții pro bono sau in kind, trebuie să ai în primul rând echipă care în organizație să-și asume tipul acesta de angajament, adică angajați, voluntari, ambasadori, consultanți externi, oameni care pot să-ți facă o strategie și fără să trebuiască să plătești pentru asta, baze de date, pentru că la fel aici vorbim despre atât despre companii cât și persoane fizice, deci tu ai acolo mai mulți stakeholders și companiile către care te duci, dar și invitații, persoane care îți vin la eveniment pe care trebuie să vezi cum gestionezi toate aceste informații și la ce te poate ajuta. Comunicarea și expunerea, ok, poate nu costă agenția, dar te costă zona de resursă internă pe zona de comunicare, când îți face, adică cineva trebuie să comunice cu oamenii de la agenție. Te costă materialele, te pot costa spațiile de expunere sau parțial, poate nu le poți obține pe toate pro bono și asta este un mod de lucru și folosim și modul ăsta de lucru, dar poate putem obține un discount foarte bun, nu știu, dai 50%, 60% discount și mă ajuți, te pun și partener, dar mă ajuți și tu să am un spațiu bun de expunere. Logistică, da, spații, meniu, decorațiuni, sunete, orice nu intră în zona de in-kind, că nu o să ai niciodată meniu complet, că poate nu știu, n-ai furnizor de măsline, da? Trebuie să cumperi măslinele, ok, asta te costă. Și costuri de donor care, adică de comunicare după, în timpul și după eveniment, la fel ca orice alt mecanism de fundraising, este important să avem această perspectivă de a anunța oamenii cum a fost, te-ai simțit, cum te-ai simțit, ce am putea face mai bine, noi am obținut niște lecții foarte valoroase din asta, cum am putea să schimbăm. Bun. Astea sunt în mare mecanismele cu care principale, da, cu care noi am lucrat și de la care am avut și rezultate. Merg un pic mai departe, într-un ritm un pic mai alert, pentru că am tot vorbit în toate mecanismele, cred că ați observat, de donor care și cât este de important.
să ai grijă de donatorii tăi. Este important atât ca și principiu de etică în ceea ce facem, iar pentru cei mai pragmatici dintre voi, vă spun că este foarte important și de punct de vedere al costurilor. Un cost de achiziție pentru nou donator este infinit mai mare decât un cost de retenție pentru un donator existent. Și atunci ne uităm către donatori ca oameni care au ales să investească. Principiul nostru intern organizațional este că donatorii noștri sunt investitori în ceea ce facem noi, investitori în organizația noastră. Și atunci ne uităm în primul rând cu recunoștință, pentru că da, asta este nivelul emoțional, suntem recunoscători că ei, față de, nu știu, alți 200 la care am încercat, acel om a zis da și a făcut asta pentru mine, a investit în mine ca organizație. Ne uităm în același timp cu responsabilitate și asta înseamnă transparență în relația cu donatorul, pentru că vorbim despre niște bani, niște resurse pe care omul le-a luat din buzunarul lui și le-a pus în buzunarul tău și atunci tu ești accountable pentru banii respectivi, deci trebuie să faci cu ei ce ai promis că faci sau dacă nu poți să faci ce ai promis că faci, să-l anunți despre asta, să-l întrebi cum mi se pare, să îi spui dacă treci printr-o dificultate și să ai încredere că omul te va înțelege și te va ajuta. E mai rău de punctul nostru de vedere să nu spunem prin ce trecem și oamenii să se trezească că stai, că nu poți să fii de încredere. Implicare e foarte important pentru noi ca oamenii să simtă cât mai mult la ce contribuie. Și atunci încercăm să găsim soluții prin care putem să-i aducem aproape de ceea ce facem, de beneficiarii noștri. Nu știu, dacă avem un atelier de educațional, dacă avem o campanie publică, dacă avem contexte prin care ei pot să, nu doar să vină să vadă, că nu e inspecție, da? Dar prin care pot să să-i valorizezi. Poate, nu știu, ei știu să facă ceva și pot să-ți învețe și echipa să facă ceva. Știu Excel foarte bine. Sau poate știu să facă, nu știu, handmade și poate să facă un atelier cu beneficiarii tăi. Cred că aici cheia este să te situezi în mintea donatorului nu doar ca cel care are acces la portofelul lui, ci ca un partener cu care poți să lucrezi pe termen lung. Adică nu te uiți la el doar ca la o sursă de venit, ci te uiți la el ca om, ca și companie, ca da, o ființă complexă care are mai multe de oferit decât bani. Și încredere, toate astea din punctul meu de vedere generează încredere și cred că asta este esențialul pe care ați putea să-l rețineți din zona aceasta de donor care, este un proces care generează încredere și pentru tine ca organizație, că pot să mă încred în partenerul meu, că îi pasă de programele mele, îi pasă de copiii pe care îi ajut și îi pasă de mine ca și organizație să pot să fiu sustenabilă. Și la fel, ei ca și donatori să poată avea încredere în tine că faci ceea ce le-ai promis că faci, că da, atunci când treci prin momente dificile, le spui că treci prin momente dificile și găsiți poate împreună soluții și că da, există, că asta este o valoare comună. Cum ne ajută procesul de donor care? În primul rând ne ajută să comunicăm despre impactul donației făcute și atunci organizația în sine este capătă un plus de vizibilitate. Apoi ne ajută să strângem alți bani, pentru că donatorul poate să devină ambasadorul organizației. Adică, da, acel om care a investit deja în tine înseamnă că are încredere în tine și poate să te recomande mai departe. Fie să strângă bani prin, cum vă spuneam, peer-to-peer fundraising, fie să te introducă, apropo de ce spuneai tu, Simona, uite la colegul lui de, I don't know, basket, care e CEO la ceva firmă și poate să te asculte despre nevoia organizației pe care o reprezinți. Ne mai poate ajuta prin probabilitatea de creștere a donației. Da? E un mecanism pe care merită să-l folosim.
Pentru că dacă anul acesta, nu știu, poate investiția lui a fost de 500 de lei, dacă vorbim de persoană fizică, anul viitor putem să îi cerem, dacă știm suficiente despre el și dacă am avut o relație bună din punct de vedere al comunicării, putem să îi cerem să susțină poate doi copii, dacă are posibilitatea asta. Și atunci îți crește impactul asupra beneficiarilor tăi, utilizând în ghilimele aceeași resursă. Și totodată vă spuneam, foarte important este că acele costuri de menținere a donatorilor sunt mult mai mici decât costurile de atragere a donatorilor noi. Ca principii de lucru, în relația cu donatorii, aș porni de la a avea o viziune internă unitară despre donatori. Se întâmplă deseori, da, să fie oameni diferiți în zona de fundraising versus oameni din programe diferiți, atât din punct de vedere al specializării pe care o au și clar sunt diferiți, cât și din punct de vedere al informațiilor și a know-how-ului, da? Despre cum comunicăm cu externul. Și atunci noi trebuie să ne asigurăm ca departament de fundraising sau ca director de organizații că aducem împreună la același, da, nivel informațiile despre importanța fundraising-ului și că avem aceeași viziune despre donatorii noștri, dar și despre cât și cum putem comunica despre beneficiarii noștri. Astfel încât să nu fim în situații în care fie, nu știu, comunicăm prea mult, ajungând să aducem, știu eu, de serviciu eticii noastre organizaționale și spunem prea multe și putem în felul acesta avea impact negativ asupra beneficiarilor noștri, îi punem în situații dificile, dar în același timp comunicăm suficient cât donatorii să înțeleagă ceea ce facem și să înțeleagă rezultatele și impactul la care ajungem. La fel și din sens invers, când vorbim despre de ce sunt importanți sponsorii noștri, să ne asigurăm că în echipă ajunge mesajul că nu e doar despre bani, da, e și despre bani, dar uite, firma respectivă asta face pentru beneficiarii noștri. Omul respectiv, uite, asta a adus ca resursă în organizația noastră. Și mesajul comun trebuie să fie, da, de valorizare a investițiilor pe care ei le fac în organizație. Personalizarea comunicării, m-aș mai uita și la acest principiu de lucru. Da, de foarte multe ori poate lucrăm cu volum. Donatorii de pe debit direct sunt donatori de volum, dar chiar și așa sunt soluții automatizate în care nu spunem dragă donatorule, știi? Când primesc un mesaj cu dragă păiuș, îmi dau seama că omul ăla nu s-a uitat în baza de date sau nu și-a făcut corect de analiza de date să afle că mă cheamă Diana, da? Ei, oricând îmi spune pe nume Diana, parcă altfel mă simt că, uite, m-a văzut. Nu sunt eu și încă 1000 ca mine pe acolo la care trimite mesajul. Chiar dacă în realitate sunt, știu și eu asta. Da. Simt că, uite, a făcut un efort prin a completa corect o bază de date. Dincolo de asta, vorbim despre acolo unde există volum, unde nu există în schimb volum, și aici vorbim în comunicarea de corporate fundraising, e important să ne ducem cu mesaje personalizate pentru companie respectivă, pentru omul cu care discutăm și să avem, da, conținut special pentru fiecare. Uite, mi-am adus aminte că tu, nu știu ce întâlnire, m-ai întrebat despre băiețelul respectiv. Uite, am făcut research și vin cu niște informații de la colegii mei din programe. Oamenii trebuie să simtă că ceea ce oferă către tine este la fel de important ca ceea ce primesc. Focus pe beneficiari și impact. Degeaba vorbim foarte mult despre cum organizația noastră schimbă lumea și eventual într-un limbaj așa ONG-istic despre grupul țintă și activitățile și rezultatele și așa mai departe, dacă oamenii nu înțeleg ce schimbări aducem noi în lumea copilului cu care lucrăm sau în lumea, nu știu, al mânuțului pe care îl salvăm. Ei trebuie să înțeleagă impactul acțiunii noastre. Nu atât de mult procesul, cum ajungem noi până acolo, cât impactul. Și m-aș mai uita și la celelalte, dar timpul nu mai permite.
decât să mă uit pe zona asta de mulțumește. E foarte important să mulțumim pentru implicarea lor în organizație și nu doar da, verbal, ci și ca atitudine. Realmente să credem în primul rând asta, adică dacă nu credem că în asta clar nu o să transmitem, nu o să transmitem asta, dar să nu uităm. Da, oamenii fac din diverse motive, poate investesc resurse în organizația mea, poate unii au buget și vor să facă, nu știu, marketing, dar poate alții își doresc foarte mult, chiar cred în ceea ce faci și vor să fie acolo. Sincer, de foarte multe ori, important este rezultatul. Deci oamenii au făcut această investiție, deci tu, ca organizație, ai putut să-ți faci treaba. Ai un motiv pentru care să fii recunoscător acelor oameni, indiferent de modul, poate, în care au făcut-o. Așa că nu uitați zona aceasta de mulțumire, pentru că este importantă. Cam atât despre fundraising in a nutshell, în 2 ore, mi-ar trebui așa vreo 2 săptămâni, dacă e să fim serioși pe subiectul acesta. Pe de altă parte, e important să putem și sistematiza și să vedem, de asta m-am și dus doar pe lecții, pe key points, lecții învățate, astfel încât cei care veți trece din nou prin asta poate vă loviți de mai puține praguri decât ne-am lovit noi. Recunosc că nu a fost un proces ușor, tocmai pentru că vă spuneam de la început, am recunoscut cum în apel meu l-am făcut empiric, am învățat, am testat, am greșit și am învățat din nou și am pivotat așa de la o sesiune la alta, de la un mecanism la altul, astfel încât să vedem ce funcționează. Dar sigur că acum avem o claritate mai mare pe subiect și știm în ce să intrăm și în ce să nu intrăm și în același timp suntem deschiși și să aflăm lucruri noi. Dacă ar fi să mă uit pe lecțiile învățate, așa să fac un rezumat la zonele spre care e important să te uiți ca organizație înainte să începi sau să investești în orice demers de fundraising, acela ar fi zona de claritate internă în misiunea, viziunea și valorile tale ca organizație. De ce exiști? Vă spuneam, e foarte important să înțelegi tu asta și atunci, inclusiv noi care suntem de mulți ani pe piață, am stat aplecați pe procese în care să înțelegem cu ce contribuim în societate, cu ce contribuim la viața copiilor noștri, să ne fie clar și nouă, chiar dacă oamenilor din programe dale e clar că ei fac asta toată ziua și nouă, ca oameni de fundraising, să înțelegem despre ce e vorba. Și atunci contează foarte mult să pui oamenii de fundraising în conexiune cu oamenii din zona de programe, să meargă, să vadă ei înșiși ce se întâmplă, să vadă beneficiarul, să discute cu beneficiarii, să înțeleagă care este impactul organizației ca să poată vorbi mai departe despre asta. Ar mai fi curajul care ne-a ajutat de multe ori să testăm lucruri noi și să ajungem la rezultate în felul acesta. Probabil că dacă n-am fi avut curaj, n-am fi făcut multe din campaniile pe care le-am implementat. Investiția, zona de investiție financiară este iarăși un punct cheie, din punctul meu de vedere. Trebuie să căutați resurse nu doar pentru beneficiari, nu doar pentru programele pe care le faceți, căutați tot timpul resurse pentru dezvoltare organizațională. Ca să faci bani, trebuie să pui bani în orice proces. Da? Și vă spuneam, mediul de business îl înțelege pentru că așa lucrează. Zona de testare și evaluare ar mai fi iarăși un punct cheie. Ne-am dorit foarte mult să înțelegem noi cum funcționează, că da, citești rapoarte, citești situația ale altora, dar fiecare organizație e diferită, așa cum e fiecare organism diferit. Da? Și sunt o grămadă de factori care pot să interfereze în orice proces care să, la unul să aibă un mecanism succes, la tine să fie un total failure. Și atunci, testarea și evaluarea e foarte importantă pentru noi ca organizație. Adică, ok, băgăm resurse, dar ne și uităm după aia, a ieșit, de ce a ieșit, de ce n-a ieșit, la ce renunțăm, ce punem în loc.
Și m-aș mai uita pe complementaritatea oamenilor din echipă. Tot timpul te gândești la fundraising, poate, nu știu, ca manager de organizație, mi s-a întâmplat să mă gândesc la fundraising ca un mecanism de vânzare și atunci, ok, foarte important să ai oameni care să fie curajoși, să nu renunțe ușor și este foarte important să ai și tipul ăsta de oameni. Trebuie să vă asigurați în același timp că aveți și oameni concentrați pe relații. Pentru că oamenii care sunt concentrați pe vânzare, pe hai să facem, pe acțiune, tind să nu aibă același focus pe relații și atunci tu trebuie să ai și oameni care îți țin acea componentă de donor care, care se uită la relația cu omul și își pune în valoare, da, aptitudinile mai soft și, desigur, la modul în care și ei funcționează ca și echipă. Dar deja intrăm într-un cu totul alt subiect legat de zona de resurse umane, care nu ne mai permite în seara asta să discutăm și despre asta. Cam atât de la mine. Sper din tot suflet că v-a fost de folos ce am învățat în acest timp. Și chiar dacă am depășit timpul, cu scuzele de rigoare, mă bucur că suntem totuși încă mulți aici, ceea ce mă face să mă simt bine cu mine. Mulțumesc frumos! Și aș vrea să vă las totuși, dacă îmi permite și Elena, de la ADV, ca organizator al acestei activități, un pic de timp, dacă sunt întrebări, sugestii, curiozități, chiar dacă nu poate să rămână toată lumea, e perfect, normal, eu sunt încă disponibilă și vă sunt alături. Deci acum ringul e a vostru, poate n-a fost clar. Suntem ok, Elena? Mulțumim foarte mult, Diana, pentru informațiile transmise, pentru naturalețea și, nu știu, transparența informațiilor pe care ni le-ai oferit în seara asta. Apreciez foarte mult. Cu mare drag, mulțumesc și mă bucur că ne-am cunoscut cu ocazia asta. Ok. Da, sunt sigură că sunt informații valoroase pentru că sunt niște cifre concrete din activitatea voastră și pot furniza idei, pot furniza niște repere. Și iată, așa cum ai promis încă de la început, avem o varietate de instrumente de fundraising și prin prezentarea ta, Diana, ai reușit să aduci o claritate în ceea ce privește utilizarea acestor instrumente și sper că ai insuflat și curajul în participanți să le aplice și ideile și inspirația au fost iarăși cuvinte definitorii pentru acest training, așa că suntem tare recunoscători că ai acceptat să fii formator în cadrul acestui curs. Mare drag, chiar a fost o experiență frumoasă și pentru mine. Nu fac asta așa de profesie, așa că poate metoda și toate alea nu au fost conforme. În schimb, îmi place foarte mult subiectul, cred foarte mult în zona aceasta de implicare a comunității. Nu suntem singuri pe lume și nu trebuie să fim singuri pe lume. Și atunci mi-aș dori să văd un sector puternic și etic din punctul acesta de vedere, pentru că există foarte mult potențial încă pe piață. Slavă Domnului, încă mai avem niște mecanisme fiscale, trebuie să ținem tare de ele, și așa că atunci când poate suntem solicitați de către colegii de la ARSA, de la FDSC să reacționăm, să o facem, pentru că dacă nu le-am avea, n-am putea să ne facem treaba. Și da, îmi doresc să ajung să văd exemple faine, inspiraționale în jurul nostru, să avem de unde învăța unii de la alții, pentru că chiar avem loc. Da, ok, recunoaștem și potențialul concurențial, e firesc să fie așa, dar cred că potențialul de învățare și de a crește împreună e mult mai mare decât potențialul de concurență. Bun, vă mulțumesc și eu, vă doresc o seară faină tuturor și să ne revedem cu bine și în alte contexte de învățare. Mulțumim, Diana, mulțumim tuturor pentru participare. O să revenim cu prezentarea Dianei. Da, Diana, da. Transmitem prezentarea.
Vom reveni pe e-mail cu prezentarea așa încât veți avea toate aceste idei pe un suport pe care îl puteți consulta oricând. Mulțumim! Mulțumim mult! Seară faină, pa, pa! Mulțumim, Diana! Numai bine! Pa, pa! Seară bună! Mulțumim frumos! Pa, pa! Mulțumim! Eu mai stau puțin ca să nu fiu prima care închide ușa virtuală, dar ca să fiu sigură că nu ies prima. Mulțumim tare mult, Diana, încă o dată, a fost foarte, foarte interesant. Iată, vezi și pe chat feedback-ul. Da, eu eram sigură că o să fie foarte interesant și informații consistente. Da, e o provocare să știi să faci 2 ore despre fundraising, că da, e clar, dacă vorbești despre un singur mecanism și le iei în detaliu, poate nu este pentru toată lumea și atunci e mai bine să fie așa mai... Da, a fost perfect, a fost pentru că chiar ai adus o claritate și în funcție de specificul fiecarei organizații, fiecare poate decide ce e mai bine să implementeze, da, așa cum da, spune, da. Mai bine să te focusezi pe ceva anume. Diana, mergi la copilașii tăi. Hai, mai... Aveți o seară frumoasă. Încă mai am de lucru tot pentru noi cu proiectele de cu ADV-ul și deja sunt restantă la Anca Prițăcaru cu o zi, deci dacă te întâlnești mâine cu ea, fă un pic de lobby pentru mine, să mă apuce la training, da? Bine, trebuia să transmit, Diana, îi transmit. Da, bine, pa, pa! O seară frumoasă, mulțumim încă o dată, pa, pa!